Liviu și prietenii săi Podcast Nu Futilități Where did I go when I lose my mind? Aia era, cine a tras în noi 101-102? foarte prost treaba e, dar uh, uh, mai este puțin până la Crăciun și uh, pentru că străzile s-au umplut de colindători care umblă cu boxa, am văzut că așa se poartă acum să umbli cu boxa, n-am înțeles exact pentru ce trebuie bani, bine, gluma era că pentru ce trebuie să le dai bani, gluma era că dacă ei se cântă plecim. cu boxa, presupunem că acceptă și bani de monopolii. Oh, da, acum tot o a nebunit cu cripto, dar eu mă gândeam, în practic le dai bani ca să plece, știi? Ca să plece la casa următoare. Asta e bine, asta e răutate. Dar faza cu boxa e o problemă magistrală. Când stăteam noi la, în zona uh, gării de nord, uh, erau băieți care treceau cu trotineta sau sunt chestiile alea cu două roți, nu știu exact cum se denumesc. Lise. Lise. <laughs> Lise. No, alea, de, de te deci, Da, 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 Lisa. Da? Lisa, zice, da. Habar E, uh, și cu boxă din asta în Ghiozdan, men, și apăreau din neant și boxa bubuia, muzică extraordinară de altfel, electroputere, te panicau instant. Adică erai în modul război, au venit rușii. Instant. Știi? Și pe aia treceau. Micile bucurii ale vieții doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem pe 103 cu 4 la Radio 7, suntem și pe 13 TV, pe YouTube, subscribe să fim o forță, Mihnea Ferzan, bucată din Roadkill Soda, a revenit în studio mi am schimbat colindătorii ca să zic așa. practic. Băi, bine ai venit. Cum ți-a fost anul? Că a fost n-a fost an ușor ăsta, pentru... da, deja de doi ani e interesantă uh, viața pentru muzicieni. Uh, încercăm uh, sau încerc. Încerc să găsesc uh, un mers. Mi se pare că uh, din multe puncte de vedere pandemia asta cumva ne-a ajutat să ne explicăm niște chestii și cred că toți am luat o razna în diverse momente. Mi se pare că să faci mai de niște lucruri dacă ești păi, atent. dacă da. poți să stai în, știi, când poți să-ți iei liber de la viață în mod normal, doi ani de zile? Well, uite acum, știi? Și asta era o fază pe care o vorbesc și cu elevii de-ai mei pe partea de chitară. Când ai timp să stai să studiezi gen... Ok, ai job sau ai școală sau așa, dar în rest, când nu era pandemie, făceai alte chestii. Că puteai să faci alte chestii, acum nu poți să faci nimic. Și atunci ai timp să te accesi pe chestiile care îți plac și fiind și tu cu tine mult timp, ai timp să răspunzi poate sau să-ți pui niște întrebări legate de existența ta, ceea ce pentru mine s-a întâmplat și da, interesant. Uh, Mi-aduc aminte în momentul în care a venit... Uh, dă să răspund eu. Nu, stai că uh, ca să nu se creadă că suntem interesanți. Una din întrebările respective a fost legat de diabet, că eu am diabet de când eram mic și acum, pentru toți uh, oamenii care cred că Bill Gates ne bagă chip, eu chiar am un chip aici implantat care îmi zice cât e glicemia. Și aparent e o, e o alertă care, pe care telefonul-ți o dă, pe care nu poți să o silențuiești. Și am tocmai înțeles. a dat o alertă acum, îmi scrie pe ecran, ești la Silviu, distracție plăcută. Știi? <laughs> Cum? Am păi și ce legătură are cu chipul? te a anunțat, și chip -a anunțat că chipul e în funcțiune. Chipul e aici. <laughs> Așa, revenind, mi-aduc aminte că atunci când a venit Revoluția în 1989, în 1990, toată lumea s aștepta în partea asta culturală, literară, să apară uh, foarte multă maculatură scrisă de marile noastre valori, uh, elita noastră culturală și care era statut în sărtar că altfel nu putea să iasă din cauza de cenzură. Și ce să vezi, a venit Revoluția și n-a apărut mai nimic. <laughs> Ți minte că au apărut o serie de filme prin cred că 92 când au prins băieții un pic mai mult curaj în care se înjura foarte mult în engleză. Total random, adică echivalentul la te duci să Am. îți cumperi un pachet de țigări și în dialogul pe care l ai cu vânzătorul incluzi și o serie de înjurături în engleză doar pentru că se putea. Cumva am resimțit că asta a fost singura diferență. Că poți să înjuri. Atât. Da, plus uh, celebrul fatalism al cinematografiei românești care a început să mă obosesc la uh, un moment dat. Uh, uh -huh. Băi, uh, ați făcut zece... Uh, ajungem și la, la Revoluție, pentru că suntem pe 22 seara da. și avem ce da. vorbi și... Uh, o să vorbim puțin și despre cavărul pe care ați făcut voi mai de mult cu, cu Sterian, Mie nu mi sau putem să vorbim acum. Mie nu mi-a plăcut niciodată vali Sterian. Am avut așa o. o nu știu, ceva ce nu mi-a plăcut la el. Plus că înainte să moară el, a omorât și niște oameni într-un accident de mașină pentru povestea. că era beat la volan. Da. -ă, și a uh, ajunsese la un soi de autosuficiență care nu cred că este uh, tocmai bun. Mă rog, s-a dovedit că n-a fost. Dar coverul pe care l-ați făcut este absolut uh, remarcabil. Să română, a fost prima oară când am cântat în română că noi ne facem viața în engleză. Uh, și a fost... Tu știi, a fost pentru o campanie de awareness și de pompare a lumii. Am Și cumva am considerat că e un moment bun să sau un prilej bun de a cânta în română, dar am reorchestrat-o foarte sinistru cumva. E foarte greu Mi mi Mie asta mi-a plăcut foarte mult. Aia era. Acest of sau. Da. Hai că mai greșit eu. Știi ce voiam să te întreb? O lăsăm să merg o da. uh, Cum construiești tu all, all of sound-ul ăsta? Layering, uh, straturi. Te tragi uh. chitara de mai multe ori? Nu neapărat asta. Felul cum se uh, împleticesc toate instrumentele, cumva. Știi? Că, de exemplu, ce asculti tu acolo e destul de funny. Are doar o chitară. Nu este... Dacă nu mă înșel... De fapt, nu. Sigur. Aia este dintr-un live recording. A fost... Este dintr-un live recording, Toți împreună am tras... Că noi așa am înregistrat de dintotdeauna. E adevărat, pe... De pe Mifobia și pe Sagrada au apărut overdub dar corul, mamă, deja sunt ca. știi cum a venit. cum mesidici în. corus. Efectiv, înregistrarea, baza pieselor la noi este tras totodată. Toată trupa împreună. După care, într-adevăr, în studio se vine și se mai trage o chitară sau whatever. De exemplu, pe Sagrada am cântat la 50.000 de instrumente. Uh... Bine. Digital, la modul pe. Uh clapă, dar care sunau a diverse chestii. Există și vior la om. Am făcut un e uh, o orchestrație de uh, coarde, cum ar veni, vioară, violă și violoncel. Uh, da, asta e faza, dar uh, ce auzi tu aici este fără okay. overdub uh -huh. Și și layering-ul, basul cu chitara, uh, fel, fel, felul cum, uite, iară ne salută. Ar trebui cumva să... Salutăm și noi. Să-l salutăm și noi unul și să opresc bluștuțul. Gata, l-am oprit. Acum nu mai pot să zic nimic. Nu tehnicii moderne. Uh, Hei, mamă, da, la faza asta, sincer, eu am fost un pic de 2021. Nu avem uh, uh, mașini care zboară, dar uh, avem niște chestii destul de pozitive. Uh, da, felul cum, uh, cum suprapui chitara cu basul, partitura de la chitară și de la bas, astfel încât să fie complementare, sunt chestii, știi? Ca să-ți dea all of sound-ul ăla și după aia, evident, frecvențele pe care le ai. Adică, efectiv... Cum sună chitara când stai lângă ea, știi? Și o să vezi, când mai vedem la cântări și așa mai departe, că îți cam bubuie capul când stai lângă ea, pentru că este a wall of sound, este. Spre rușinea mea, după uh, o viață întreagă de ascultat muzici cu distors, da, de uh, dedicat vieții rock and rollului, uh -huh. constat că abia acolo, la bătrânețe, am început să fac diferența de textură okay. uh, în între sound-ul trupelor da. uh, și să recunosc uh, diferența dintre un Gibson SG, dintre un Ibanez, dintre, da. uh, cum îi zice, ce poate fender și ce nu pot celelalte, ce pot celelalte și nu poate fender voi pe ce cântați? Tu pe ce cânti uh, cel mai mult? Eu, noi ne știm bine. Da, da, da. Eu sunt destul de țăcănit pe partea asta și cumva suntem, suntem, pentru că mă refer la mine și la nevastă mea, suntem în procesul de a ne uh, face o, un loc unde să trăim, uh, care va deține și studioul. Pentru că de, probabil, undeva la 15 ani, cam am tot avut diverse variante. Am avut cu fratii meu vreo trei studiuri uh, și acum vreau să fac un studio uh, în casă. Uh, și mă, pe mine ce mă gândilă foarte mult e partea asta analogică. Stai la bloc? Nu, 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 o să fie uh, când primăria Mogoșoaia se va hotărâ că este ok să construiești, așteptăm deja de hăt, uh, vom face o casă. Va fi o casă pentru no, că am uite, pandemia m-a ajutat foarte mult să-mi dau seama că Aș mă gândeam vrea... la bucuria vecinilor. Da? A, nu, stai că există o bucuria vecinilor în momentul în care voi anunța acest lucru. Dași și vecini din Mogoșaia când voi ajunge să mă mut acolo. Nu întâi... zăieți Da, Pe 1 decembrie vă voi cânta la uh, costumul lui Adam uh, imnul României să se pregătească probabil din uh, decembrie 2022. Voi începe să fac asta în fiecare an pe 1 decembrie. Nu sunt patriot, dar m-am gândit că e un moment bun să-mi expun uh, părțile. Și... <laughs> Uh, pe partea de studio sunt uh, extrem de uh, îndrăgostit de tot ce înseamnă sunet analog și uh, deviceuri pe lămpi. Știu ce spui. Așa. Uh -huh. Să vorbim și despre asta. Deviceurile pe lămpi sunt treaba. Da, uh, e, e foarte simplu de de explicat. Uh, tot ce înseamnă distorsiuni, că distorsiunile apar și dacă mă apropii acum de acest microfon mai tare. Uh, în mediul digital vor suna crit, da? pentru că uh, se produc acolo niște armonice, niște chestii, whatever. În mediul analog și în special pe lămpi, alea sună frumos. Și oricum, noi doi cel puțin, tot ceea ce știm ca muzică și pe ce ne ghidăm muzical, este o muzică care a fost făcută în trecut numai pe lămpi. Da? Presupunând că ai la concert, hai să zicem, un public de 1000 de oameni, da? Da. Uh... Și, hai să zicem, 10% din ei cumpără și vinilul. Marea problemă este că oamenii acasă, la ei, sau în timpul pe care și-l iau ei și-l -și dedică ascultând muzică, uh -huh. nu mai ascultă pe, pe, pe treburi de calitate. Pe, me pe, mediu... pe mediu de calitate. Au da. niște boxe care au niște bași foarte puternici, care da. ai treaba și nu tu stereofonie. Corect. Nu tu neapărat calitatea sunetului, plus că. Respectul pe care l-ai tu pentru artistul respectiv sau pentru trupa respectivă, odată că ai cumpărat uh, albumul lor, dar. Băi, ca să înțelegi ce au făcut în studio, hmm. ascultă-l pe ceva ca lumea acasă. E o investiție, dar îți spun eu, de pe OLX, acum cred că cu 800 de lei poți să-ți iei un amplificator super, și super niște sistem. boxe, da. cât și tu și vecinii tăi să trăiți da. fericiți până la internet. Și spătrâneți. vă recomand, eu, noi acum când ne-am schimbat, să zicem, căminul, pentru că toate le erau făcute gândite pe dimensiuni, pe tot, 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 din nefericire, a trebuit să-mi las toată linia de sunet acolo. Asta însemnând amplificator din anii 70, uh, mă refer pe hi-fi, știi, uh, pi capu, uh, boxele le-am luat, alea nu, alea le-am luat, ai că mi-e Dar ce pot să vă recomand e în domeniul ăsta? Uh, Japonia. Absolut tot ce scrie Made in Japan și este de la 80 înapoi, nu prea poți să dai greș cu ele. Că e tehnic, că e Sony, că e. Onkyo, că e whatever, uh, inclusiv Aiwa. Aiwa <laughs> face niște produse foarte tari și exact ce ai zis, dar la 800 de lei vezi că poți să-ți faci un sistem complet, gen un amplificator Technics bun, e vreo 200 de lei. Bine, într-adevăr, țepe se vor da întotdeauna. Bine hey. Dar, da, ții un pic, ții un amplificator bun, ți-ai luat niște boxe, dacă se poate boxele alea să fie cu uh, difuzoarele de hârtie presată, nu o să vă sună deloc muzica modernă pe ele, la modul bumții, bumții, sună ca naiba. Dar dacă asculti un Pink Floyd, o să cam îți explodeze mintea și vezi că trecem dintr-un într Am reușit acum să-mi iau la studio niște monitoare, N10M-urile, Yamaha-urile, care sunt etalon în industrie și care sunt niște monitoare care sună, în esență, ca dracu. Deci nu, nu sună plăcut, sună Neprietenos. Neprietenos, exact. Și regula e că dacă ai reușit să faci un mix pe, pe muntoarele să sună ok, ai câștigat. Gen, e super bine. Și am, când le am luat, am, testul suprem pentru mine, cel puțin, Pink Floyd mâncați așa. Mm -hmm. Și nici nu mi-am dat seama, deci m-am tripat. Știi atât. cum se face la radio? E mm -hmm. bine să asculti emisia pe niște radio mici cu difuzor de la total neplăcut. Da. Pe un telefon. Și acolo îți dai seama dacă ești dacă sună bine sau nu. sau nu. Păi, întorcându-ne de unde a pornit cu Wall of Sound-ul, am, am, cât am lucrat la piesă, am ascultat pe telefon, dar la modul pe telefon, nu pe căști, mm -hmm. de mi și pe nas. Și e foarte important să-ți să dea aceeași senzație de big, știi? Da, Telefoanele încă nu pot asta, decât pe căști probabil. Pe căști, da. Bine, oricum știi că de exemplu în, în, în materie de masterizare uh, etalon au ajuns să fie căștile de uh, insert nume de fruct, dacă nu vrem să facem reclame. Mm -hmm. uh, pentru că nu știu cât de pe Mapamond ascultă pe căștile acelea albe. Destul de scumpe, da. da. nici măcar nu, alea pe fir. Ori, da, alea de înțeles, le primești la înțeles. telefon, știi? A pur și simplu, alea au devenit etalon, că teoretic tu vrei să te adresezi uh, publicului tău sau a ceea ce are publicul tău. Consumatorul. Consumatorul, de... exact, da. Băi, Roadkill Soda a făcut 10 ani. A făcut, la mulți ani. La mulți ani. Uh, câte discuri? Uh, Hai să le numărăm împreună, pentru că e, pe mine memoria, pe măsură ce trec ani, mă <laughs> să și n să să-ți trimit link de Wikipedia <laughs> sau ce? <laughs> le știu. Uh, Deci, e a Pip, Trip, Gone Bad, ca să nu zicem cuvinte licențioase, Avon Sun, uh, nu No Hablo Ingles, uh, Space Echo and Time, Mifobia, Sagrada, și am mai scos în pandemie, bine că și Sagrada tot în pandemie a ieșit, ceva... Pandemonium Sessions. Deci, teoretic, până acum sunt șapte discuri în 10 ani. Ceea ce pentru mine nu e neapărat. Eu aș vrea să fie 10 în 10 ani. Știi? Mă, nu e puțin lucru. Nu, e glumesc. E da, mai da. mult decât au scos formațiile de la noi în 20 de ani sau 25 de ani când serbează acum. Despre... Da, eu sunt foarte creativ. Adică, la modul, în continuu îmi vin idei de piese. Majoritatea poate n-au niciun fel de. Uh, continuare, pentru că mi le, îmi înregistrez tot timpul am telefonul la mine și asta e partea mișto, iar 2021 poți să înregistrezi ceva, să, pot să filmezi ceva, să vezi unde l-ai cântat și așa mai departe și îmi înregistrez practic daily, pentru că tot timpul sunt cu chitara în brațe, fie că sunt la atelier și repar și am timp după ce am reparat să testez, fie că sunt în lecții și atunci tot timpul înregistrez. Uh, la voi cum se scrie o piesă sau tu când Hai să presupunem că-ți-ai luat chitară în mână, faci zilnic acest exercițiu și te joci, da? și îți vine un riff bun sau un solo bun, da. Îți faci o cutiuța ta, cum ar veni un folder cu 50 de, de riffuri, wow. și din care alegi 3-4? Bine zis, din nefericire! Deci, fiecare variantă de telefon pe care am avut-o în ultimii 10 ani avea pe ea undeva la între 200 și 300 de piese, da? Uh, și tot timpul ziceam, mă, abia momentul când ne apucăm să înregistrăm, o să stau să aleg din ele. Și de fiecare dată când se ajungea să înregistrăm, o luam de la zero, drept urmare undeva într-un hard, am my retirement fund, știi? Ce sunt foarte multe, sunt băgate într-o cutie, dar niciodată nu stau pe ele să le să aleg din ele. E posibil din alea 200 două să-mi rămână foarte puternic în cap și... Măi, dar e o rată de conversie foarte severă. Da, două din băi, 200? Da, da, dar asta să știi că am învățat-o de la... Uh, cumva de la... Eu am fost fotograf uh, de concert. O, o, o perioadă din viața mea, asta mi-a fost jobul. Și toată meseria am învățat-o de la fotograful meu preferat, român, dar care are ca și calități poate să lucreze absolut oriunde, Valeriu Cătălineanu, okay. care practica a păstrat istoria în imagini a undergroundului cred că din 2005-2006 până cam prin. 2014 sau 2013, ceva de genul ăsta. Deci el făcea pozele și îți dorea el să fie la concert. Este absolut extraordinar și omul m-a omul învățat pe mine fotografie. A fost un exchange de, de meserie. Eu l-am învățat chitară, el m-a învățat fotografie. E, una din chestiile pe care el le susține este mai important decât poza, decât absolut tot ce ai făcut până când publici o poză, este trierea. Da? Deci poți să ai 150 de poze, dacă din 150 de poze nu ai una care e ok, n-ai făcut nimic. Și dacă de, de, în loc să lansezi 150 de poze și să fie una care e ok și lumea se pierde în mm -hmm, ton, la, la tot, de dacă fapt, când asta. faci un documentar la documentar, pățești, ai, ai o grămadă de chestii, când pe care încerci să le așezi pe o structură și la un moment dat vrei, nu vrei, trebuie să le la unele care ție ți se par foarte cool. Băi, parcă ți-o mor copiii, deci ai senzația aia. Da? Gândește-te gândește cum e că totuși la noi, chiar dacă pe partea creat, pe, nu, pe partea de compus lucrurile au venit de la mine, la noi există 100% democrație. Adică Idei... De obicei, trupele nu funcționează foarte democratic. Acum, e adevărat, și știi care e faza? Arată. Cumva, cred că e foarte bine, dintr-un anume punct de vedere. Aici. <laughs> nu, cred că uh, momentele în care există o înțelegere deplină în gusturi și în uh, absolut tot ce implică o formație, uh, cred că sunt foarte rare, și dacă ai aștepta doar acele momente nicio formație nu ar progresa. În fiecare formație, nu mă refer la Underground, unde suntem noi, sau mă refer la, hai să ne uităm la formațiile care ne plac, da? Fie că e Metallica, că e Ramstein, că e Boniem, Boniem că e uh, Beatles, da, whatever, Pink Floyd și așa mai departe. O să vedeți că la fiecare există un lider creativ. Un lider. La Beatles sunt doi, la Rolling Stones sunt doi, la Metallica sunt doi, la Tool sunt patru. E adevărat. Da, și la, și la Tool, de exemplu, mie, miezul mi se pare mainat. Deci, da, fiecare vine cu partea lui creativă, ceea ce, de exemplu, se întâmplă și la Roadkill Soda. De fie, asta zic, vine piesa, în ultimii ani piesa vine, de fapt nu, din totdeauna, vine preprodusă, da? adică ea are toate elementele, da? sună piesă. Dar asta nu înseamnă că așa va fi cântată. Fiecare are libertatea și chiar e împins să, adauge... să interpreteze în felul lui, știi? Și în funcție de individ și bine, aici, de exemplu, sunt chestii unde asta mi-a plăcut întotdeauna, că se stă să se asculte. Adică dacă ai o variantă și tu ții morțiș pe uite că eu aș cânta așa, ok, cool, bine, hai să cântăm și așa, și varianta mea, și varianta lui, și varianta lui, și să selectăm care variantă sună mai bine. Și, și să selectează prin vot? Da, da. Mm. Și faza tare știi care e? Că de multe ori mi s-a întâmplat mie să zic, a, bă, varianta mea m sună mai bine varianta aia, știi? Dar... Uh... Asta e o treabă destul de importantă cu ego-ul și cu... Pentru că e complicat să diluești cu ego-ul și când reușești să... să ajungi să îți lași ego-ul la o parte bănuiesc într-o trupă sau într-un colectiv, este și treaba de încredere. Păi da, bine, teoretic o formație implică o. Eu am zis întotdeauna că formațiile sunt 100% la fel ca o relație de dragoste într-un într cuplu, știi? Adică există compromisuri, dar cel mai important e ca și în cuplu amândoi să tragă în aceeași direcție respectiv într-o formație, trebuie tot, tot, grupul ăla de oameni să tragă în aceeași chestie, în aceeași direcție. Bine, în diferite cantități, că nu ai cum să ai patru oameni, cinci oameni, trei oameni, whatever, care să tragă la fel de mult. Sunt sigur că, na, eu sunt super ne înnebunit după biografiile de muzicieni și de formații. Îmi place și la Și eu mai am povești de astea, da? Știu da, și urmăresc. Și citesc și îmi plac foarte mult. De fapt, astea și alea de teorie muzicală sunt singura maculatură pe care o citesc, da, ați aflat-o, aia Bun, și vezi acolo că majoritatea formațiilor care au prins au cam tras toți în aceeași direcție. Și a fost o perioadă mai nasoală în care totuși au stat toți pe metereze și i-au dat forță. Acum să-ți găsești un context de oameni în care toată lumea să tragă în aceeași direcție, la același nivel, eu nu l-am întâlnit. Adică eu n-am cântat niciodată în, în niciuna din formații și niciuna din iterări, niciodată nu trăgea toată lumea la aceeași putere. Am prins formații din afară care trăgeau toți în aceeași putere și nu erau mega high formații, dar totuși aveau un... Se, se, se formează așa un fel de rutină, știi? Ok, în seara asta e un concert care nu o să fie neapărat extraordinar, dar nicio problemă, că uite, ne axăm pe chestia asta, știi? Și e, e destul de fain. Da, na, vorbim de utopii. Mă uitam, apropo de biografii, da? Cred că am văzut de curând un interviu cu Metallica la Howard Stern okay. și povesteau când au scos Ride the Lightning cum a apărut piesa fate to Black. Faith Black a apărut într-o zi în care James Hetfield era în butoiul cu melancolie uh -huh. și frustrare pentru că li s-au furat toate sculele, s-a furat camionul cu scule uh -huh. și au avut senzația că le-a căzut cerul un cap da. și că uh, cariera lor s-a sfârșit uh -huh. uh, și singurul avantaj a fost că aveau chitările la ei, nu era un camionul care s-a furat. Uh, și atunci, în ziua aia, s-a scris Fateful Black și mă gândeam, zic, bă, e o lecție destul de neplăcută în contextul ăla, de. dar care, uite că a, a ajuns a fost... să scoastă, să, să inventeze o piesă care cred că, din punct de vedere al succesului comercial, a tras albumul ăla destul de sus. Da, ideea că, de exemplu, în anii erei digitale, moderne și așa mai departe, dacă ești abonat la diverse formații pe Facebook, o să vezi că de regulă cam o dată la câteva săptămâni mai postează câte o formație aflată pe turneu. Bine, din fericire pandemia a rezolvat acest aspect, dar <laughs> pre-pandemie da, postau, știi? Suntem, nu știu, atât în Europa cât și în, în state. Suntem nu știu unde, tocmai am găsit Duba sau nici nu ne-am mai găsit Duba sau ne-au luat cu totul trailerul de la Duba sau whatever. Și asta e, asta e diferența față de anii 90. Acum sunt toate chestiile astea de GoFundMe sau Patreon. Sau... Da, e mai complicat. Și... Uh, nu, uh, majoritatea formațiilor după aia postează un link și fanii donează. Și ce mi se pare super tare, au fost cazuri în care uh, formația a zis gata, ne-am strâns, deși oamenii ar mai fi da bani, știi. Dar gata, ne-am strâns cât consideram noi că valorează. Săi bugetul de album, da. da. Iar alții nu de album, Sau de, de, scule, de scule, știi. De scule. Da. Uh -huh. Iar uh, alte situații în care s-a depășit suma respectivă, au oprit și au zis: "OK, noi aveam nevoie, să zicem, de 20.000 de euro. S-au strâns 30.000 de euro. Aia 10.000 de euro îi donăm." Știi? adică marfă, cumva. Mm -hmm. cumva da, bă, marfă. Na, crește, cum îi zice, se construiește o comunitate, exact. cred că mult mai strâns așa. Exact. Uh, nu întâmplător ți-am zis de povestea asta cu Metallica, pentru că eram curios, curios în cei uh, 10 ani de road kill soda, bă, nu e puțin într-o viață de să stai 10 ani într-o trupă, mă gândesc, ați avut vreun moment de asta în care v-a căzut cerul cap și a zis, bă, nu știu ce să zic? Da, dar uh, cred că niciodată nu am avut momente Atât de. <laughs> Dar momente, hicapuri, ca să le uh -huh. zicem așa, sunt cam. care a născut și vreo piesă? Vai. Uh, păi, da, sunt. De exemplu, uh, Made of Stone e o piesă care a venit ca urmare a. Da, asta e un subiect pe care aș vrea să nu-l dezvoltăm foarte mult, că când... uh, Made of Stone a venit ca urmare a colectivului. Deci aia era o piesă pe care noi o lucram. Avea doar instrumentalul și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Eram cumva în strânsă legătură cu evenimentul respectiv. La... Dar nu, chiar even more, pentru yeah. că la vremea respectivă noi cântam cu Mircea Petrescu și cu Mihai Nicolau. Și ei erau acolo. Știi? Și a. Și bine, Mircea era și într-o formație a căror membrii au avut foarte puternic de suferit și un membru a și murit. Și cumva, asta zic, a fost, cum zici tu, un moment zero și a venit strict ca, ca sentiment, ca, ca răspuns de sentiment la situația în care se trăia. După care, evenimente de astea de hiccup mai chill așa, se întâmplă... On a regular basis, iară cum se dice în română, la orice eveniment sau festival sau whatever, știi? Ca ți se zice, de exemplu, ți se dă riderul tehnic de la... Noi, de... De... Noi suntem destul de uh, eremetici uh, din punct de vedere al uh, aparaturii, să zicem. Avem venim cu duba și este absolut tot ce ține de formație acolo de la instrumente, la set de tobe, la amplificatoare și așa mai a, departe. Am și tobele. Da, și mm -hmm. ți se zice ceva că o să găsești la locație și ajungi acolo și știi cum sunt pozele alea pe net da, cu dar, o formație. Da, ar... dar la e ăla e un hiccup, știi? Uh, a, foarte tare. Există exact legat de chestia asta, <laughs> dar bine, era bine dacă era bist aici, dar o să povestesc eu cumva. A fost, uh, au fost uh, anul trecut o, o serie de evenimente la niște festivaluri și în special într-un loc anume, n-are sens să detaliem, dar uh, a fost o fază de asta gen uh, se ceruse ceva prin rider și uh, bist sare de pe scenă. Uh, E foarte energic, știi? Și ai nevoie de un cablu lung. El nu cântă cu wireless pe, pe, pe microfon mm. pentru că nu e stilul. Îi trebuie un cablu. Da. Îi trebuie cablu, da. știi? Karma lui, da? Da, da, eu. da. Și a fost un uh, festival uh, și la noi e stipulat că ai nevoie de un cablu între 15 și 20 de metri. Cam, știi? Și a fost un festival unde i-au dat un cablu de 3 metri și i-aveau, știi? Și am a zis, o dată, de două ori, de trei ori. Ok, nu s-a întâmplat. Probabil corect era să nu cântăm, pentru că știu mie, no show, dar nu facem asta, întotdeauna cântăm. Bun, și drept urmare, fix en entry line în piesa nouă, pe care o să o scoatem, este Can you hear me? Can you hear me now? Fix pe faza că el vorbea cu un perete acolo, deci vorbea cu partea tehnică de la scenă și nimeni nu răspundea. Iar un moment din ăla, S-a achitap și dai de mai departe. N-ai ce să faci, știi. Am pățit și eu când mai proiectam prin cărciumi balta albă firme în anul ăla când, a, când da. am scos. Băi, întotdeauna baliu-se un cablu de sunet, ba râia, zeobuxă, bă, nu se auzea o Da, Și da. A, ajunsesem să, cum să spun, plecam cu toate de acasă și, da, uh -huh. se mai întâmplă o chestie interesantă sau cel puțin am avut eu mai multă baftă. Băi, întotdeauna apare cineva care rezolva problema. Stai că te scot eu din... Da, din situație. La noi, de exemplu, deja de ceva timp, ceva timp, de... De fapt, nu. De ceva timp lucrăm cu uh, Răzvan Stăicuț pe Sunet, exclusiv, uh, care e un om extraordinar de talentat și de, uh, nu știu cum să zic, cunoscător. Se, și îmi place că e foarte... Uh, își face temele de acasă. Deci, oricum, am avut noi acum o cântare în, în afară și uh, a insistat să-i zic ce mixer va fi la locație. Ok, am aflat, i-am dat uh, tot uh, riderul tehnic și omul, <laughs> înainte de plecare, îmi trimite poză, el era găsise mixer identic cu acela, care era un mixer digital și stătea și făcea scena astfel, pe care o salva păstic, astfel încât atunci când ajunge la locație, el nu stă să o ia de la zero. A băgat sticul și deja pornește de la un nivel, știi? Și de el. Poți să-l plătești la jumătate pentru asta. <laughs> păi, pentru că tot el a făcut scenă și. Uh, da, și și uh, un alt personaj pe care îl avem în comun uh, este stage managerul nostru, uh, scheletul, da? Care. Da, ne cunoaște. <laughs> scheletul este fix persoana aceea de care ziceai mai devreme care rezolvă. Da, e, e... Știu și geanta lui de scule este absolut fascinant Și colosală Stai da. că există diverse dimensiuni Există una care e cât tot pupitru tău Despre care ni s-a tot povestit dar <laughs> nu Îl e. că doarme în ea <laughs> da. Nu cred că există acolo absolut orice Dar da, există oameni mega profi Care, men, îți dau efectiv Pentru că noi cumva întotdeauna am fost pe premiza DIY Ne descurcam noi de Cea erau... mai sănătos? Da, da, dacă sunt probleme tehnice Cam e departamentul meu Știi? Uh, și acum a fost așa un pic de Văzu că am pus și microfonul ăsta <laughs> da. Bine, să ne vezi când stăm Să lipesc fire la cât un concert Că s-a prăjit ceva sau nu știu ce Da, e, e foarte mișto Și într-adevăr Toate formațiile pe care noi le apreciem De diverse Dimensiuni uh, Au în jurul lor o echipă de oameni care au încredere și care îi. știi, care susțin ca momentul Știu. de creație să, să fie flawless. Să, știi, să nu, cum se zice în Romelu, să fie fără uh, cursuri. Efectiv, să, să se desfășoare. Păi e foarte sănătos în orice domeniu de activitate să găsești uh, și este. cred că la rock and roll este kind of complicated să găsești oameni cu conștiința lucrurilor bine făcut știi? Da, bine, asta a fost uh, o chestie care, de care ne-am lovit acum ne am rămas mască toți. În Suedia, noi am mers echipă completă. Sunetist, stage manager. Dar să lămurim pentru toată lumea. Ați avut o cântare de curând în acest an la Stockholm, în Suedia, la un festival. Da, 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 da. Festival fix pe stilul nostru, unde ne-am bucurat de suportul ICR Suedia, au fost incredibil de fain și moment, chiar, cred că așa ar fi corect. Dacă aveți o formație, dacă aveți un proiect de teatru, dacă aveți, nu știu, sunteți pictor, whatever, încercați să-i contactați. Știi, e mentalitatea asta a omului, poate din underground, să zicem, că, a, nu mă ajută nimeni niciodată, nu se întâmplă nimic, nici nu interesează. Nu e chiar așa, de obicei când faci ceva și faci ceva bine, se adună și oameni în jurul tău care te ajută să construiești. Trebuie să-i cauți, știi, mm -hmm. dar fiți sigur că asta am rămas mască și eu că vorbeam la un moment dat, trebuia să dau playlist-ul, știi, la ei și ziceam numele pieselor, știi, și am ajuns la Satan. Și eu repede. Uh, dar n-are nicio treabă. Satan, eu cumva o, a fost în inside joke. Uh, da da, un soi de metaforă. Știu? Da, piesa da. este. Că mie îmi place foarte mult piesa aia. Piesa nu. este de un moment factat al unui om. Da, sunt mai exact, întâmplă. Exact. de Te mai adră cu cum da, se spune. Da. Și ne ia pe toți. Da. Și zic, că uh, n-are nicio treabă, nu știu ce. Și se uită mega liniștită doamna de la ICR București. Zice, da, Mihnea, noi am avut comisie care a ascultat toate piesele pe care le-ați scos înainte să acceptăm să colaborăm cu voi. Adică dacă apelați la ei, de da, a, dacă apelați la ei, fiți liniștiți că se va uita cineva la absolut tot, știi? Tot uh, în... Uh... Interviul ăsta de care spuneam cu Metallica povesteau cum uh, reprezentanții uh, autorității din China eu cântat în China da. uh, au cerut lista cu piese și s-au cenzurat câteva, inclusiv Master of Puppets Și n-au da. făcut decât să cânte puțin, să o dea din chitară și toată sala a, a, da, a înțeles da. exact despre ce era vorba. Da, da și cum pot să cânti doar instrumentalul, să-i lași pe ei să cânte. E foarte tare. Da, chestia asta există, dar. Uh, So, try it, try it out. Și asta de, aici a pornit. În Suedia am ajuns acolo, eram echipa completă și ghiți ce, la scenă nu exista niciun tehnic. Niciuna din formațiile care a cântat acolo, care sunt formații foarte mari, foarte mari, pe stilul ăsta de muzică, sunt foarte mari, știi? Uh, nu aveau tehnic. <laughs> Erau toți pe DIY. Și au avut bâlbe și nu i-a ajutat nimeni, pentru că nu aveau tehnic. Adică mi se pare că dacă vrei să fii la un anume nivel, și cum e, fake it until you make it. Da, uh, absolut corect. Fă-ți fă tu meseria super bine și cel mai probabil nivelul ăla va veni și el după sine, sper. Dă-mi un highlight de 10 ani de Roadkill Soda. Uh, uh, cred că pentru mine uh, de exemplu, ieșala, prima eșală care a fost în 2013, prima eșală la modul, la un festival pe stilul ăsta, a fost la Fastastic în uh, orașul Drama, which is funny, the name, așa, în Grecia, uh, și era un festival, uh, uh, Stonerun era, că a fost un revival la un moment dat la Stoner, a început cam prin 2008, ceva de genul ăsta, și a fost o bubuială din aia mare, a mai fost un hop și acum iară se duce în jos. Și atunci a, noi am fost co-headlineri, deci noi trupă care nu mai băgase la Fest, cel puțin în Grecia nu cântasem. Și am fost co-headliner cu niște nume care sunt huge, no. huge, știi? Mm -hmm. Și da, a fost foarte mișto. 2000 și ceva de oameni, locul arăta arătat de-ți bubuia mintea, că era lac cu munte, cu tot ce-ți imaginezi tu că ar merge bine pe stilul ăsta muzical. A fost foarte fain, foarte fain. Ăla pentru mine a fost un highlight și bine, slash-ul, pentru că eu sunt destul de îndrăgostit de muzica lui Slash și faptul că am putut să deschidem și am putut să-l cunosc pe Nentu Slash pentru mine a fost un highlight. Dar sunt multe, adică am cântat cu pretty much, am cântat cu toate formațiile pe care le apreciez. Dar care e povestea cu Slash? Ca Gagiu? Da, 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 Păi, da. Ai că știu, știu că ai o chitară cu da. semnatura lui, semnătura da. lui la propriu nu Chitară da. branduită slash. -a. Da, da. Eu când m-am apucat de ascultat o cangeală, printre muzica pe care am apucat să o ascult, a fost Guns N' Roses. Și eram foarte mic, Muzica pe care o luam de la fratele meu. -mi. Sau mi-o dăruia el. Și e atât de înfipt în nu știu, în evoluția mea ca și muzician, încât întotdeauna o să fiu fan de ce face Slash. Nu, nu tot, dar îmi place foarte mult. Este un chitarist foarte bun. Este, este. Și men, este mai cunoscut decât majoritatea președinților de țări. Adică este cineva cu adevărat. Ăsta o să rămână întotdeauna. Apropo de asta, fac o scurtă paranteză. Mi-aduc aminte că umblau o poză pe net. Era nu știu ce summit și era un charter mic. Da. Al, uh, al premierului uh, Angliei. Mai okay. era un charter mic al președintelui Franței și peste ele două era Bing Iron Maiden. Da, care e, e zburat de, de, de vocal. Uh -huh. Mi se pare incredibil. Care ăla e, uite, de exemplu, ăla e un gajiu extraordinar. Deci are ăla și Brian May, știi? Uh, da, Slash -e pentru mine este cineva cu adevărat bombă și... Na, Pretty și... humble guy, așa. A, da, dar că. este... E... Îți dai seama când absolut toată lumea te recunoaște și așa mai departe, bănuiesc că -ți... Formezi niște, uh, niște mecanisme de. de știi? Aparare, da, da, da. Dar uh, am avut ocazia să stau la taclale cu el un pic. Este și... unul din puținii cărei torerezi ochelarii de soare în orice. <laughs> da, pe dați cum e. Top hat-ul și ochelarii de soare <laughs> sunt uh, parte constituentă din el. Uh, da, e foarte tare și a fost o onoare foarte mare să, să cântam acolo, mai ales că uh, ca să ajungi să cânti acolo, trebuie să te accepte managementul lui. Adică la fel, e o comisie de cenzori, știi? Și e destul de greu. E destul de greu. Adică dacă am fi cântat în română, no chance. Știi? Și da, a fost foarte fain. A fost fain. A fost mișto că uh, ulterior uh, Miles Kennedy, care e vocalul lui Slash, dar și vocalul de la Alter Bridge, a zis în concert de noi mega apreciativ și după, aia, a -a da, și după, aia, da. și după a fost faza cu ceva interviu, nu mai știu unde naiba erau ei pe turneu, în care a tot zis de noi. Bine, a fost fanii cum a zis, că a zis trebuie să, încerc, să ascultați formația asta că e foarte uh, inovativă. Și mă men, noi cântăm <laughs> muzică din anii 70, bine, pompată, da muzică din anii 70, nothing new there, dar da, foarte Nu fi ajuns la el în oraș acum. <laughs> da. Bine, astea sunt mici. Știi care e faza, de fapt? De deci ce astea îți rămân în cap? Pentru că astea sunt mici momente în care uh, te păcălești că uh, începi să ai succes. Auzi, știi ce <laughs> curiozitate am? Pentru că te știu gitarist. Da. Uh, mie mi-e destul de... Cum să spun, mi-e relativ mai complicat, mult mai complicat decât ție ție, să-mi dau seama dacă un chitarist este bun sau nu. La mine contează, în calitatea mea de consumator exclusiv, măi, cum o dai în viață, știi? Ei se ne sănătos, cum o dai mâncația și da, da, da. Au fost voci mai cunoscătoare decât mine care mi-au explicat, de pildă, că Jimi Hendrix nu era un tip extraordinar de tehnic, dar avea niște treburi ale lui uh -huh. care erau doar ale lui. Uh -huh. Păi, Dumai în felul următor. De exemplu, uh, Hendrix s-a manifestat uh, glorios, cred că între 65 și 70, 71, ceva de genul ăsta. Uh, Cunoscătorii o să-mi dea la cap acum, uh, pentru că e una din influențele mele mari, dar așa. Uh, și dacă ne gândim în 50, era gagiul care a făcut și chitara, Les Paul, da? uh -huh. uh, care era jazzer și care, din punct de vedere tehnic, făcea uh, o fântână cu boltă pe absolut tot ce a făcut Hendrix. Sau existau alți gaji care cântau uh, surf, surf rock, da, să da. zicem, da? care... Pentru cine A, nu știe, mai găsește piese, cred, în coloana sonoră de la Pulp Fiction. Acolo aia da, bine, Dick Dale, dar, Dick Dale, dar Dick Dale. există niște băieți care pe care majoritatea habar n-au de ei și n-au auzit niciodată că și cântau la chitară incredibil. Adică aveau faze, scheme, pe care, de exemplu, după aia, evident că de acolo le-a luat, Stevie le face, știi, sau Michael Angelo Batio. Da, faze de alea de cânti pe grif și deasupra, și de desub, și te joci cu chitară. E, erau extraordinar de virtuoși. Dar, nu contează virtuozitatea. Cred că contează mult mai mult să lași ceva... În primul rând, tot ce faci este... Tot ce faci trebuie să fie muzical și fredonabil. Asta nu înseamnă să faci doar de dragul fredonabilului. Dar dacă ăla care ascultă nu poate să rețină nimic, după aia intră în în domeniul curcani, știi? Asta râdem noi că moș cu la Dream Theater. Nu, nu, da, exact, curcan, -l -l -l, nu mai înțelegi nimic din ce s-a cântat acolo, știi? E, iar Hendrix da, într adevăr, uh, pentru perioada lui el a inventat niște chestii. Din punctul meu de vedere, este cel care a făcut chitara electrică să fie chitara electrică. Adică noțiunea de efecte, noțiunea de uh, wall of sound, de și uh, go with the flow. Go with the flow, da, da. Pentru că asta e altă chestie. Dacă, știi, nu trebuie să iei lucrurile, mamă, Hendrix, geniu, muzical, wow, incredibil. Men, multe din chestiile pe care le ascultați voi pe album sunt făcute ulterior în producție, adică inclusiv partea de producție. Când e chitara aia pe dos, nu exista efectul pe care noi acum îl folosim ca pedală să-ți facă reverse. Ăla pur și simplu lua banda și o pleia pe dos. Și aia se făcea ulterior. Adică dar avea viziunea asta, știi? Și în același timp, hai să nu. Sunt concerte celebre ale lui Hendrix, e unul, nu mai știu la ce televiziune, în care începe concertul, omul era pardaf, pardaf total, cântă primele măsuri din piesă și urma solo, da? Și formația se înfoaie, intră acolo să-i susțină, și Hendrix își scoate chitara, o pune pe amplificator și pleacă pentru că nu mai putea să cânte. Sau uh, Woodstock-ul. Păi Woodstock-ul, dacă stați să-l ascultați, nu. Doar că Woodstock-ul a bubuit pentru că erau, nu știu, un milion de oameni acolo care toți erau pe acid. Adică erau Asta în același așa. film cu el. Ei trăiau același trip. Știu, am văzut în documentarul despre Lemmy, uh -huh. el era și dealerul de droguri al lui Jimmy, Adică <laughs> îi, îi, îi procura da. timbre de LSD da. și povestea că îi lua câte 10. Mm -hmm. uh, 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 Jimmy era băiat bun, îi dădea și lui 3, iar el le lua pe celelalte șapte și le punea sub bentiță și se ducea sus pe scenă să cânte și aia da. un în piele prin da, 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 Nici nu vreau să mă gândesc ce... Ați dai seama că transpirai, îți acolo, mai cu Jack o picătură care ți intra în ochi și aici ah. se absorbe un pic mai puternic. Da, foarte tare. E o muzică psihedelică. Adică e o muzică psihedelică făcută pe droguri psihedelice. Acum noi nu susținem uh, consumul de droguri. Dar trebuie să înțelegem că au fost niște chestii care au triggerit... Măi, în ul de la cap la coadă e pus pe... Uh, acum hai să o spunem pe aia dreaptă, în fine. Da. Uh. <laughs> da, bine, plus că asta nu seamnă că dacă vă apucați acum să consumați palincă de la uh, bunicu o să începeți să cântați mai bine trebuie să și fie ceva acolo în spate. Adică băieții ăștia pur și simplu și-au oprit orice alte funcții în momentul ăla creativ și s-au axat doar pe creație. Dar ei aveau creația aia în ei. Adică nu nu o să fii Hendrix dacă te apuci acum și lingi timbre. A fost un concert prin 90 la Polivalentă, două seri. Prima seară a fost anatema pentru prima oară în România, încă wow. Erau pe death metal atunci. și A doua seară niște industriași din uh, Statele Unite și Nitaht. Și știu poveștile cu anatema că voiau și niște iarbă care atunci nu se găsea nem. E, hey, găseai uh, cânepă. Nu, 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 nu ai nasol. Le-au dat carpați. Au fost super încântați de carpați. Păi îți dai seama. Oare că Tutun ca aici, mai rar bibicule pe planetă. Da, or, mamă, cum e carpați. Da, am avut ocazia uh, și Snagov să încerc. Mm -hmm. uh, da, practic privarea de oxigen funcționează în orice fel de context. Da. Uh, da, hai să revenim un pic la chitară și l-am avut ea uh, așa o poveste care se spune că a fost Hendrix inovatorul sau da. unul din primii inovatori. De uh, acord. După care a schimbat regulile jocului uh, Van Halen după da. care a mai schimbat regulile jocului, dar la un nivel mai complicat pe Satriani, care a fost și tăticul lui Vai și tăticul lui Kirk Hammett. Kirk Hammett da. Da, despre care zice că este cel mai slab elev al lui. Asta mi se pare super funny. Știu, <laughs> asta ți arată că, gen, cel mai slab eleva lui Satriani a făcut cei mai mulți bani din muzică, probabil, după Mavamont, ca și chitarist. Uh, Van Halen, tehnica lui Van Halen, cea l-a diferențiat foarte mult pe el uh, el făcea tapping da? tapping uh -huh. înseamnă că nu mai picuiești ci uh -huh. lovești cu degetele și era un stil ușor uh, neoclasic adică era influențat de muzica clasică dar cânta pe chitară electrică și cumva el a fost cel mai cunoscut chitarist de genul ăsta că dacă e să ne gândim ai Ingui Malmsteen care cântă numai neoclasic dar la cântă cu uh, Pana, da, deci sună uh, ca un intradieră. Van a fost puțin pop-rock, așa. Da, așa, da, și a, a, a cu Michael Jackson, adică, știi, are pies Michael Jackson a avut, uh, știu, 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 știu. și cu Slash, -it. și cu Jennifer Button, și cu uh, Steve Stevens de la Billy Exact, Biela, da, da, care și la mă, e un chitarist de... Uh -huh. uh, da, uite, e un chitarist de echipă, da, deci Steve Stevens compune piese foarte bune, poate să facă Fântâna cu Boltă pe majoritatea chitariștilor, dar nu o face. În concerte cu Billy Idol are câte un moment al lui în care de regulă cântă la clasică uh, și se dă în stambă. Dar, na, e munca de echipă. Și atunci, ca să ne întoarcem la ce ziceai tu, cel mai important este părerea unui consumator. Asta tot o pompezi, că sunt foarte mulți muzicieni care. A, nu, că trebuie să fie elitism, să nu știu ce. Men, dacă nu te ascultă nimeni. <gâng> Da, ești elitist la tine în da, sufragerie, exact, bravo! Da, știu. Știi? Și atunci, ascultătorului trebuie să-i placă și ascultătorul, asta, again, nu înseamnă să faci ceva doar de dragul ascultat, ascultătorului. Doar să le îmbraci într-un fel logic. E foarte important să fie fredonabil, da? să fie teme recurente. Da? Eu, de exemplu, sunt foarte tripat pe ideea de cerc. Mi-mi place foarte mult începutul și finalul să cam, să, da, 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 pentru să că o... e, eu îți e, zic starea mea de la început, după aia te trec printr-o poveste și după aceea când îți rezic starea mea de la început, unu, poate ai înțeles starea mea de la început sau doi, poate starea mea s-a schimbat. În seita n-am văzut asta. Da, bine. se regăsește în, în mai multe faze. Întotdeauna am fost tripat pe chestia asta de uh, repetiție. E o chestie pe care eu o apreciez foarte mult. Acum că mi-a venit uh, piesa Satan în cap, uh, am o sensibilitate pentru acel solo de chitară, mi se pare unul foarte izbutit întotdeauna. Solourile de chitară uh, trebuie să aibă un, un ceva din flow piesei. Uh -huh, uh -huh. Uite, dacă mă întreb la Pantera, mi se pare că sunt foarte multe soluri de chitară care parcă nu merg pe flow-ul piesei. Hai, spre ești... diferență de. Mă rog, e treaba de. Zici peste. că ne-am vorbit. Zici că ne-am vorbit. Ah, voilà. deci... Bine, aici uh, colegii mei de formație în vor să ce cap. Pantera, dar solourile alea parcă sunt așa... Da, numai, e, e, o din... poveste acolo, știi? Că Dimebag Darrell era... Uh, cred că se și știa cu Van Halen uh, și el cânta la 16 ani sau 17 ani. Era Kid Prodigy de ăsta. Uh, cum se zice în român, uh, cânta toate solurile lui Van Halen, perfect. Era foarte tehnic, foarte tehnic. Mm. De altfel, el prieten cu Zeac Wild, care și el e foarte tehnic, dar sunt atât de diferiți ca abordare. Zeac Wild, din punctul meu de vedere, e foarte melodios, forțos, dar melodios. E, uh, Dimebag, la un moment dat, a avut un declic de ăsta în care a zis, bă, dacă eu fac solourile alea clasice, ca toți băieții, nimeni nu o să mă țină minte. Și atunci ce a făcut el a fost să introducă ceea ce în teoria muzicală se numește cromatism. Adică atunci când practic cânti niște chestii care nu țin cont de regulile gamelor. Pur și simplu poate să fie notă lângă notă, poate să știi, și, dar le făcea foarte repede și foarte... E, la mine, la Pantera, nu-mi place sunetul, chitara este lipsită de medii, mi se pare că ai omorât chitara și nu-mi plac solurile lui Dimebag. Altfel, formația e foarte tare. Uh, și un alt țăcănit pe logica asta a fost și Tom Morello de la Rage Against the Machine. Și ăla când era puștan, rupea chitară Da. Ăla rupea în două, dar nimeni nu-l ține minte. Că mai erau încă 450 de alți chitariști care rupeau chitară în două. Și l a luat o asta pe partea de DJing pe gitară. Adică a găsit niște chestii ca să rămână în, în amintire. Mai, pe de altă parte trebuie să, să ți vorbesc puțin să, să vorbim puțin și despre treaba asta cu, cu succesul la public. Eu am această opinie că cel puțin în zona asta de trupe de rock e ceva parte care este ca o băețeală, știi? Uh -huh. Roadkill Soda, în opinia mea, este o muzică de băieți unde se cântă pe băiețeală. Cam asta a făcut Metallica până în Justice For All. Păi când a început să o dea și pe Nothing Girls Matters, da? Balada. Și să, să prindă și partea de public feminin, basically, ca cu baia da. au rupt și aia, ei atunci s-au umplut de bani. Băi, dar și-au tăiat din băiețea la aia și zis, bă... Da, dar vezi, în lumea în care trăim acum e foarte greu cu băiețea aia, pentru că toată lumea e cu politically correctness. Oricum, e super amuzant dacă ai vreodată răbdarea să te gândești la diverse perioade și uh, muzicale și uh, formațiile care au apărut și au bubuit atunci, după aia să le pui în alte perioade, gen muzica din anii de la final de 60, început de 70, să o pui în 80, când era totul cu... T -t -t -t. Și practic, cumva, fiecare perioadă se uh, rezumă la ce se consuma. De la alcool la substanțe, cam alea dictau direcția, dacă 60-70 psihedelic, 80-90 pastile, <fie> forță, putere, 2000 nici nu mai știu ce să zic. Iar în 2021 acum este valabil politically correctness -ul. Adică toată lumea poate să se simtă ofensată de ceva ce ai zis, de ceva ce ai făcut, de felul cum te-ai îmbrăcat, de whatever, asocieri și așa mai departe. So, e foarte greu în 2021, aproape 2022, să mai ai un fanbase mare și tu să fii true, știi? noi suntem tru și de multe ori am fost catalogați drept aroganți, drept răutăcioși, drept nu ce. eu nu am nimic cu nimeni, dar... Dar nu trebuie să faci în... pe placul tuturor acum, nu? E adevărat, e adevărat. Și nici nu o fac pe placul tuturor în ideea în care sunt niște chestii, asta vorbeam și cu Vava, știi? Noi n-am... Noi n-am făcut niciun fel de... Știi? Asta e că dacă o iau pe drumul ăla, ho, să vezi ce fac. Men, eu sunt pe drumul meu, îmi fac treaba pe drumul meu, ae. e, dacă nu se întâmplă mai mult, ae, e, dar măcar pe drumul meu, pe treaba pe care mi-o fac eu, o să fac pe cât de profesionist pot eu, știi? Da. Ce -i? probleme de hate ați avut exact. Vreau un exemplu de asta. Zim, în astea 10 ani de roadkill soda, care e cea mai weird fază pe care ai auzit-o? Despre tine, despre trupă? Mai uh, constant frații Ferezan uh, sunt. Uh, bine, erau în trecut. Erau uh, catalogați ca fiind aroganți. Uh -huh. Eu am auzit Belea. Belea? Da, frații Ferezan <laughs> sunt Belea. Nu da, mai nu, mai era faza. De... Și, a, motivația mi s-a părut super tare. Noi, noi nu prea ne băgăm în seamă. Deci, uh, nu că nu... Pur și simplu, dacă eu nu te știu pe tine, nu o să vin... Hei, Silviu, ce faci? Super tare, ce faci acolo? Nu știu ce, știi? O chestie care am văzut că se întâmplă foarte mult în industrie, mingăluit-o la forțat, știi? Noi nu facem chestia asta. că adică, la modul dacă ajungem să, să, stăm la taclale, cum a fost și relaționarea dintre noi. Mm -hmm. A fost un click extraordinar, ne înțelegem minunat. Multe chestii le gândim similar, ascultăm aceeași muzică, so on and so on. Dar s-a a, -a ajuns la contextul în care să putem să rela da, da, să relaționăm. Nu uh -huh. forțat să te sun, să nu știu ce, știi? și Nu, ce vine de la sine. Exact. Da, frate, totul trebuie să fie natural. Eu nu cred în chestii artificiale, știi? Nu, și întotdeauna știi, și pe măsură ce am mai crescut, ce am, au mai fost experiențe, nu mai place să trag de oameni, deloc. Adică dacă nu merge... Eu ok, eu vreau să-mi fac treaba mea în continuare. Dacă noi ce vorbeam fix la începutul discuției, știi, cu toată echipa, toată chestia trebuie să meargă într-o direcție. Dacă nu mai merge așa, e ok, eu să-mi fac treaba în continuare. Tu faci altă treabă, whatever, let's agree, to disagree, rămânem prieteni și așa mai departe. E, Genul ăsta de gândire, coordonat cu politically correctness-ul, ne-a atras această stigmă de câteva ori că suntem aroganți. Și eram. Ok, bine, nu sunt, n-am. Eu nu, niciodată nu o să stau să mă umflu în pene de ce am făcut eu. Și nici nu reacționez foarte pozitiv când mi se zice de către cineva, ascultător sau coleg de breazlă sau așa mai departe, când mi se aduc complimente, că nu știu eu să le. Adică e foarte frumos, dar nu știu eu să le magazinez, mă rușinez, Na, Ca să zic mm -hmm, pe aia dreaptă, da. știi? Și atunci astea, coordonate, <gură> au dat un pic de virgulă. Da? Whatever. <gură> A bun, deci mari probleme nu au fost așa la nivel de hate. Eu nu știu dacă planul să se urească trupele între ei. Pot să constat doar că în afară... Că știu odată în backstage, între trupe, există un tip de solidaritate și cu echipa tehnică foarte aparte. Dar mai știu și că sunt niște hate să urăsc unii pe alții și să vorbesc foarte urât. Mm -hmm. Ceea ce mă rog, din ce citesc în presă, în publicațiile de afară, măi, afară artiștii, muzicieni între ei vorbesc foarte frumos unul de ce Da, asta, asta e... Cu ceva excepții. Cu... Asta e o chestie foarte adevărată. Uh, există hate în industria muzicală din România foarte mult, dar întotdeauna am ales să gândesc că se întâmplă chestia asta din cauza că suntem minusculi. Deci, gen, nu există niciun fel de... Uh, asta, cum să zic, miză. În esență, publicul de rock în București, per se, deci public de rock, cum se zice în română publicul de rock propriu zis, care vine la concerte, Facaldă. este de 300 de oameni. Ăia sunt. 300 de oameni în capitala unei țări de 19 sau 21 de milioane de oameni. Pă, 300 de oameni. Tu la care stai 5 acum acasă. Milioane sunt în, în București. 300 de oameni mâncați și vreți în același timp să fie evenimente cu formații din ce în ce mai mari, de afară, de nu știu ce. La 300 de oameni, păi ajungem să punem biletul 1000 de lei ca să putem să aducem o formație de afară. 300 de oameni. Și atunci, fiind miza asta super mică, că aia 300 de oameni vin la toate formațiile și după aia sunt formații care au 20 de oameni, 30 de oameni, 50 de oameni, whatever, e o râcă nevorbită că oamenii n-au tupeu să zică în față, știi? Vorbesc în spate. Așa e o râcă constantă că uite-i pe ăla, da, ăla nu merită să nu știu ce, știi? Într-adevăr, în afara ai senzația că nu se întâmplă chestia asta, dar poate nu avem noi acces la ea. Noi, de exemplu, acum când am cântat în Suedia, eram, cum îi zice, underdog-ul, știi? Că nu mai cântasem acolo, alea sunt formațiile etalon și așa mai departe <laughs> și ne-am făcut probele de sunet, a fost tot ok. Din fericire, îl aveam pe scheletul. Uh, și totul e pe timp. Deci ai un ceas în față, uh -huh, o să știu. aflați și la festivalurile mai mari din afară și așa mai departe. Nu tot... depășești ora. Nu depășești, nu începi mai târziu. Deci ăla ți-e timpul, mult succes. Și... Dacă nu ești Axel Da, bine. scuză mă pe mine, băieți. Da, uh, și ne-am făcut să probleme, probele, n-a mai făcut nimeni probe de sunet după noi și când să începem, nu mergea basul, știi? Ok. verificat tot ce era de verificat uman Cred posibil. Că pentru Vava era Mercur retrograd. <laughs> da, nu era, nu era vina lui Vava. Cineva de la una din informații, a scos cablu de la boxă, de la boxa de bas, și l-a tixit sub riserul de tobe. Hai că nici nu-l vedeai. Mm. Și n-avea fizic cum să se audă, că nu mai erau cablate, amplificator și boxă, știi? Asta a fost o bâlbă la modul cum făcea metalica cu trupele din deschidere. Ia să văd cum vă descurcați, știi, tinereilor, un fel de... Da, ne-am descurcat, am rezolvat. Am început cu patru minute mai târziu. Evident piesă, că asta e o piesă. Asta, bine, la noi e o jumătate de piesă, dar așa. Și cumva mai aveam două minute până la final. Am terminat piesele și mai, mai aveam două minute și am stat să analizez în căpșorul meu. Bă, la urma urmei, ei au vrut să ne dea no toată plăcinta. Hai să vedem cum stă treaba. Și am întrebat publicul. Mai avem două minute, ne-au tapat de patru minute, ce facem? Mai dăm o piesă? Și publicul a decis că organizatorul nu mai putea să zică nimic când avea 500 de oameni care zbierau one more. Și am mai cântat o piesă. Da, bun. Știi? Dar da, aia a fost o râcă. Aia am simțit-o ca o râcă din partea oricăruia de la formația respectivă, împotriva noastră. A, în România nu se fac râci chiar așa, dar sunt. Am, am, am pățit și noi la un festival foarte mare de la noi de rock, unde am făcut 11 ore pe un drum care ar trebui să dureze două ore, pentru că era blocată toată Valea Prahovei, Hint, care e festivalul. Și bine, nu era treaba festivalului, vina era noastră. Trebuia să fi plecat probabil cu 5 zile înainte ca să ajungem în Brașov, din București. Dumnezeu, I don't know. Așa. Și era faza că întârziam 10 minute din slotul nostru și am rugat formația care cânta după noi să facem schimb de slot. Oricum aceiași oameni erau. că Nu venea puhoiul de ascultători între nu se poate. Drept urmare a fost un, o pauză în sloturile de formații. N-a cântat nimeni înainte de ea, au cântat ei a fost același public, din cauza pauzei nici măcar n-a mai, o parte au plecat și pe noi ne-au mutat la 1 jumate noaptea, la cort, știi că noi eram pe scena mare. Și a Dar fost... cred că nu e o oră tocmai era la un festival. Men, a fost cel mai bun. Deci, dacă am fi cântat la ora la care trebuia, am fi avut șase de oameni. Ăștia erau... Ăsta era publicul dispus să stea pe lumină, știi? Faptul că ne-au mutat, ca să zic, festivalul în sine ca organizare, au, ei au fost foarte ok. A fost râca cu formația respectivă. Uh, ne-au mutat la cort, înainte de noi a cântat nu mai știu ce, behemot sau ceva gigantic, și era tot publicul acolo, și după aia a început să plouă. Drept urmare, tot publicul a venit la cort. Și noi am avut mega public. Deci, hate tu de la formația respectivă s-a întors în favoarea noastră, știi? Aia, sunt răci, noi nu avem nimic cu nimeni. Băi, hai să-ți spun eu cum era prin anii 90 la concerte cu trupele românești. Odată s-auzea foarte prost <laughs> și nu înțelegeai mare lucru. Doi la mână, uh, printre membrii diverselor trupe de atunci, uh, aveai uh, niște băieți care uh, ori erau foarte timizi și mai ales când te ducei la o trupă rock, uh, vedeai clăparul sau basistul arăta ca olimpicul de la chimie. Da, dar știi că știu asta, a fost și în anii 2000. Și e un soi de, e un soi de conflict vizual așa. Pulover, celebru pullover pulover. Știi? Așa? Doi la mână, aia care începeau să se agite un pic, băi, se vedea că erau o copie nefericită a ceea ce se văzuse la MTV. Se simțea asta street in your York. Stângă Stângăcia, Da, da, da. da și întotdeauna, da. mamă, deci când cântăm în deschidere la nu știu cine, îmi vorbeau de 100 de ori de ce formație urmează. Știam că de-aia plătisem biletul în bilet, fine. E da. foarte adevărat. Da. Și era un soi de amatorism. De treaba asta mai... Cred că a mai trecut un pic. Da, da, sunt total de acord cu tine. Mi se pare că acum muzicienii. Bine, au și acces. Și au acces în ce sens? Mulți dintre noi muncim ca să ne putem susține investițiile în materie de instrumente, de amplificatoare, de. Proces care nu soare, tocmai existen. Care, Da, exact. Uh, și da, acum scena muzicală din România mi se pare că e foarte profi. Și nu, nu zic din rock. na everywhere, da? că e pop, că e hip-hop, că e funk, că e whatever, vezi oameni care și-au făcut temele, au văzut cu ce se cântă muzica respectivă, au stat să studieze pe instrumentul respectiv, că mai e și faza asta, trebuie să știi să-i potențezi fix sunetul ăla al instrumentului respectiv, să-l scoți în evidență. Că exact ce ziceai mai devreme, dacă când spun Stratocaster ca pe un Les Paul sau ca pe un SG, nu o, -o lucru, să sune. Da. Și da, avem muzicieni foarte buni, mai ales generația tânără, fai de mine. Deci, e, e, foarte, din punctul ăsta de vedere, e o perioadă foarte frumoasă. Avem muzicieni foarte virtuoși, avem muzicieni cu ideație foarte bogată. Știi? știi, când a început pandemia vieții și s-a băgat toată planeta în casă, în case, în afară de hârtie igienică, da. care a fost, au fost toate stocurile lichidate, am văzut că a crescut semnificativ vânzările la chitări electrice. Știu că pluralul este chitară, nu, nu îmi place Am înțeles că sunt amândouă acceptate și chitare și chitări. Ajuta, Dar vom zice chitări, pentru chiteri. că și eu le recunosc ca fiind chitări. Nu sunt de acord cu schimbările uh, în limba română care sunt făcute să acomodeze greșelile. Știu, știu, nicio. Deci vomita e... acum când scriu niciun legat. Mi se pare weird, știi? Dar, na, dacă băieții i-a scris fără cratimă, hai să scriem și noi fără cratimă, ca așa e normal. Whatever. Uh, probabil că sunt eu mai retrograd. Da, decât s-a. <laughs> da, exact, decât, da. Uh, da, a fost o... Deci, efectiv, în anul trecut... Primele șase luni a fost o bubuială pe partea de. de piață, Da, mi s-a părut foarte tare care. asta, zic. Da. Uite, mă, ce! Da, da, S-au da, pregătit și... oamenii, ok, am stat în casă, nu se știe cât. Da. Să dau calitate timpului da, meu, da, meu, da, da, el, da Asta ca. e foarte important. Asta vorbeam cu basistul meu din King Solomon, care el e chitarist. E chitarist și basist. Dragoș. Și fix asta zicea Dragoș, că a fost o perioadă foarte bună dacă știai să să profiți de ea pe studiu, știi? Men, oricum nu faci nimic altceva. Știi că, basically, aici voiam să ajung când te-am întrebat, când ți-am dat exemplu cu lecturile de sertar scrise în 80, care de fapt nu erau și n-a mai apărut mare lucru în 90. Da. Și eram curios dacă la voi de pildă s-au scris... Piese? Da, și păi, nu, de nici... exemplu, la uh, RKS uh, există material de dublu album dar care va ajunge probabil să fie un EP, pentru că ne-am cam hotărât să scoatem pastiluțe mai mici. După ani de zile în care am scos, am avut Ionu Ablu Ingles, care are 18 piese și mă amuzam că ne scriau fanii după 2 ani de zile. Pă! Am deschis carcasa și s-a deschis cumva și încă o chestie și mai era un CD. Că ei ascultau primul CD care avea 9 piese și după aia descoperau după 2 ani de zile că mai e încă un CD cu încă 9 piese. Știi? Eh, cred că în lumea în care trăim, uh, pastiluțele mai mici fac uh, ascultătorul să uh, poată să digere, să înțeleagă și așa mai departe. Și atunci, IP-urile mi, uh, mi se par The Way to Go, moment în care... IP ul es... exact presupune numai mult de șase piese. Da, sau... probabil că vom scoate un IP cu cinci piese, cam asta e, e logica. Deci nici noi n-am stat. Bine, noi am scos Sagradau care a ieșit exact în pandemie, în mai, anul 2020, și Pandamonium Sessions care a ieșit în decembrie, cred, 2020. Dar. e Cântarea pe care ați avut-o la expirat, dacă nu mă înșel, nu? Fără nu. public. Ah, da, Sagradau. Da, 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 Sagradau, da. Unde am avut suportul unei echipe foarte mișto, Pe lângă Răzvan Secus care a venit și asta pe sunet, Andy de la Bucium, formația Bucium, ne-a ajutat cu tot ce a însemnat live stream-ul. Și în mod normal sunt niște. Da, uh, știu, știu ce presupun. Știi ce da. presupun, da, da, da. da. Și a fost extraordinar de. Că tot vorbeam mai devreme de ajutat între formații. A fost super, super, super super băiat și bineînțeles expiratul, care expiratul <coughs> a decis că o să vină de acasă toată echipa ca să susțină un eveniment care lor nu le-a produs absolut nimic. Adică mai există încă de patroni, manageri de cluburi și personal de club care e dispus să facă ceva strict de dragul artei. Mă, odată asta este good karma, doi la mână habar în momentul în care te-a pus să faci, habar n-ai cum ți se întoarce și ți se întoarce pe plus. Da, da, aici noi vorbim faci... de good people, știi? Da, da, da. Which, adică. adică e solidaritatea simți. asta nu e puțin, puțin lucru. Da, da. Dar. Da, eu o chestie am fost eu pot surprins. să spun din din lumea filmărilor și din zona asta de televiziuni, de cameraman, de tehnici. Deci, în lumea televiziunilor, cred că rar mi-a mi fost dat să văd lume mai rea și mai răutăcioasă și mai bârfitoare. Am văzut. Bisericuțe. Am văzut zona femeilor, am văzut două femei care o bărfeau pe o a treia da. și o oră mai târziu una cu una una din cele două și cu a treia o bărfeau pe a patra, băi, și niște da. termeni cumplite, înțelegi? Versus partea masculină unde, băi, ai rămas fără țigări a, ai dat-o de gardă de la oboseală. Mm. Ai, ai muncit peste noapte și întotdeauna vin te acoperă, te ajută, te, te știi. Mm. Există treaba asta extraordinară, tipul asta de solidaritate pe care, pe care l-am văzut și în zona asta de, de rock and roll. Bisericuțele mi se pare că există în orice fel de uh, domeniu pasional. Plus, Bărfa socializează da, și. Ne da. sigur, nu, e dar dar știi, orice, orice e făcut cu pasiune, că teoretic muzica e foarte. Uh, cu suflet, uh, atrage după sine o. Uh, nu știu, o vehemență în uh, declarații și în. Da, huh, încerc să nu. Încerc <l amen> <lământ> 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 <lămint> <lămint> să nu. Uh, da, cam aia. Nu știu ce ziceam înainte. Vezi? Ziceam senior. de... Spun, spun eu ce ziceam. Ziceam de piesa, de IP. De da, de IP. Da, nici noi n-am stat -am stat deoparte. Sigur, era marfă dacă am fi înregistrat tot EP-ul în perioada asta. Eu tot timpul le gândesc... Eu sunt foarte... Na, eu practic pentru asta trăiesc. Asta e tot ce fac. Și mă pot declara ca ocupație muzician, că la mine totul e legat de chestia asta. Nu toată lumea e așa și nu toată lumea e așa în toată industria, adică sunt puțini oameni care... Destul de complicat aici. Da, e complicat în special pe partea de întreținut, adică e foarte greu să poți să te reziști doar din chestia asta și sunt sigur că voi afla, e cu atât mai greu când echipa familială este extinsă. Da? Că sunt niște așteptări, niște responsabilități. Dar eu am reușit de-a lungul vieții să, să pot susține chestia asta. În schimb, de exemplu, la King Solomon, unde Gașca e mai tânără. Și celălalt proiect al tău. Da, trio instrumental, psihedelic nebun. să-i descrierea, trio instrumental, psihedelic nebun. Care e un, e un trio unde noi nu am, nu am pompat nimic. Și când mă refer la pompat, nu zic efectiv pe partea de băgat bani în Reclamă. Mă refer la tot ce înseamnă o formație, interviuri, concerte. Noi cred că am avut cu totul șapte cântări, ceva de genul ăsta, în doi ani sau 2 ani jumate, ceva de genul ăsta. Și avem un album care a ieșit în 2019, cred, așa, care a fost scos pe un canal al stilului respectiv și care pentru noi a bubuit. Adică a fost foarte multă lume care l-a apreciat. Foarte multă lume. Asta presupune nu numai România. Nu, presupune nu România. Okay. <laughs> nu presupune România deloc. Sunt câțiva oameni, adică există o scenă și în România pe care încercăm să o creștem și care a și ea s-a bucurat de acest produs. Ei, ideea e că noi în plină pandemie am stat și am înregistrat albumul următor. Și a fost o, o experiență foarte, foarte frumoasă, pentru că... Uh... Tu spui că la anul o să avem și Roadkill Soda și King Solomon? Yes. A, bun. Very nice. Bine, albumul de la King Solomon, teoretic, e aproape gata, că am <laughs> eu am terminat să-l mixez în martie după care m-am ocupat de cu totul alte chestii așa muzicale și acum m-am reapucat să-l mixez, știi, remasterul care vine în același an. Dar mă bucur că... Um, că am avut ocazia să-l remixez, pentru că o să fie foarte fine. Adică am putut să-mi fac niște dilele, știi, că it takes time și sunt... Uh -huh. Sunt șapte O să piese vreau să vorbim și despre asta. Fii atent, am aici da. o piesă care se numește Loud and Proud ce cu ea? Loud and Proud. Loud and Proud e o piesă pe care am înregistrat-o acum în ultimele... Adică ne-am ocupat de ea în ultimele două luni jumate, ceva de genul ăsta. Este înregistrată de... Atâta durează o piesă de obicei, cu masterizare uh, cu tot? Nu, partea audio a durat, cred că, o lună cu totul, dar a fost și clipul, pentru că acum, de fapt, săptămâna trecută am lansat și clipul. Uh, și da, durează să faci și clipul. Plus că uh, noi colaborăm cu Arthur C. de la Formația Unida din State, pe partea de uh, mastering. P piesa am înregistrat-o eu, am mixat-o eu. Uh, iar gajiul ăla, ca să-ți dai seama, el e Guitar Tech. Și e Guitar Tech la formații mici. Gen Godsmack, Zach Wilde, like Black Label Society, mm -hmm. na nu, irelevante. Nu ați auzit de ele. Uh, că nu e cargo. Uh, și a trebuit să stau după el. Efectiv, îi mai trimiteam o, o revenire cum ar veni la mic și zicea ia bări, dar acum sunt plecat cu zea cu al 10 zile, când mă întorc mă ocup de ea. Ok, dacă eu nu mă mișcam în timp util pentru aia pleca cu Godsmack sau pleca cu o altă dilea. Și aia și aia necesită timp. Altfel, efectiv, munca, propriu zis, cred că în cumulat, înregistrat, cu mixat, masterizat și poate chiar filmat și editat durează o lună, o lună și un pic. Iar pe partea de video am lucrat cu DOP, d h -O -P e Andrei, care e un fel de, nu știu... Isus al părții creative. Gagiu e basist în trupa crize, e un tatuator mega, mega de succes, e visual artist și face și clipuri. Cu toții trebuie să învățăm să facem cât mai mult. Da, dar faza tare e că omul le face pe toate mișto. Adică. Știi am că ceva, da, da, da. De regulă mm -hmm. ai un film. Și asta e o lume mică. Da, da, mm -hmm. exact. Da, și am avut. E al. Al treilea sau al patrulea clip la care colaborăm cu el, dar ăsta e făcut integral de el. În ideea în care de la filmat la editat. Bine, am stat cu el la, la montaj, pentru că sunt săcănit și am niște idei fixe, dar omul e extraordinar. Pe ocazia care îți mulțumesc din nou, Dop. Da, și a durat ceva, toată chestia asta. Că și el are o grămadă de alte chestii pe care le face. Hai să deranjăm vecinii cu acest Loud and Proud. Dați tare! <laughs> Colindelor la Radio 7 am avut uh, uh, Loud and Proud uh, colind despre de pe viitorul album de, Colin de Roadkill Soda. Da. Următorul album care uh, va fi cu uh, va avea același nume. Deci Loud and Proud. E cumva e fix după 10 ani de zile ce vorbea mai devreme. Noi ne facem treaba noastră cu mândrie, că trebuie să pui mândrie în ceea ce faci, că e foarte important. Capul sus? Na, capul sus, exact. Mm -hmm. Și tare că cântăm. Am ascultat cu atenție piesa Basul din da. Vava sau de, e departe, că nu-mi dau seama așa în tot contextul, e departe de, de distorsul lui Lemi din bas? Nu, bravo. Nu. Mamă. E, ești am, ești, am ești ciudat, deci mă, mă spargi la unele fapt. Da, așa e, mă, bravo. după vârstă, dar la mult vin. E, este un sandwich de frecvențe acolo. Așa, scurt, că nu, că, pe, mai degrabă te interesează pe tine publicul nu... E un sandwich de trei canale trase simultan, adică trei surse, cum ar veni, dar este amplificatorul care e dat în blană și e distorsionat, după care este un semnal de bas curat, ca ai nevoie de grăsime. De fiecare dată când ai basul distorsionat se duce din batament. știi? Și atunci trebuie cumva mixate. Și na, asta e... fixa aia urmăream. Deci mârea la aia, mârea aia și cadența. E importantă textura asta de roadkill so, dar ca să-ți spun drept, prima oară când a ajuns la urechile mele acest proiect, fix textura m-a impresionat și mi-a mai plăcut nervul de pe scenă, care a zic, uite mă, că se poate de fapt, că nu sunt toți timiți și fac cum au văzut ei că face cu Wild, știi? Da, da, știu ce Genul zici. Genul ăsta, da, sau Red Hot Chili mm. și că se poate și altfel. Cred că e foarte important să te simți bine și să -n asta pentru muzicenii care ascultă, And, omul care ești acasă, omul care ești acasă, sună bine? Nu știu dacă e bine, dar e ok. Așa e diferit de omul de pe scenă. Nu cade la montaj. Da, exact. E diferit de omul de pe scenă, știi? Acolo e, Este o dedublare? Cum ar să trebui spune, și da? ar trebui. Asta nu înseamnă că ești fals. Pur și simplu pe scenă dai tot. Și îți permiți să dai tot. Adică ca să țin minte că am fost la un concert când lucram ca fotograf în fabrica, a venit o trupă Suicide Silence, da? care sunt infernal de agresivi. Sunt foarte agresiv ca muzică, este super brutală și se face moshpit. adică lumea se... Na. Și e marfă, e genial. Da. Și vocalul, pe scenă, îi înjura pe aia de nu avea aer, că ăia nu și-au rupt fața destul de mult, rupeți-o mai tare, bam, bam, bam. Să știi că asta a făcut pe vremuri și biogimafia Mafia la Vaslui și n-a ieșit bine deloc. Da, îmi pot imagina, <laughs> pentru că lumea, că și la noi, și atunci în fabrica a fost o fază de deci, a ce e ăla, știi? După concert, când lumea se ducea să facă poze cu el, era cel mai de treabă gagiu, de dublarea aia, da? Mm -hmm. Pe scenă vrei un caracter, un personaj. Să știi că asta e foarte interesant ce spui. Am citit, cred, un interviu cu... Am văzut un interviu cu Wendy Dio okay. care povestea uh, despre soțul Dio, Domnul. Da? Domnul. Ronnie James Dio, care da. întotdeauna ea ia, ia mergea cu el în concerte, mm. iar ia, era în patternul lor să se certe înainte ca el să se suie pe scenă ca să aibă nervul ăla de pe scenă. Și el întotdeauna se certa cu ea, zic, uite-mă ce da. <laughs> dileală. Fiecare și are țăcănelile lui, dar da, trebuie pe scenă să bubui. Pentru că omul nu te vede în concert constant. Da? Chiar dacă tu ai 100 de concerte din alea 100, poate te vede o dată pe an. Păi, dă un show să-i rămână încă un an, știi? Pentru că pe album e foarte greu să redai energia aia de live, știi? Dar în concert, na. Și uite, Beast este absolut... Uh, uh, Colosal pe partea asta E, e, e o gâjeală aici foarte Da, interesant. omul a ascultat uh, Grange to Toată viața lui a plăcut și Grangiu. Și faza... Asta e o problemă care m-a îngrijorat la un moment dat Zic, băi, toți aruie adolescenței mele Din zona asta dus. de Grange uh, S-au sinucis toți Adică da, da. în afară de Eddie Vedder nu mai e nimeni în viață Eu țin de bist. Eu țin de Beast și sper să fie cu minte. Da, e foarte tare că de exemplu la Beast, ții minte când am înregistrat My Stretch of Dirt. My Stretch of Dirt l-am înregistrat la My Stretch of... Aia, La VDV, știi? La Vița de Vie. Uh -huh. Și fix asta a fost în primă fază ei s-au stresat că să nu-i bubuie vocea, știi? Că toată piesa e cântată cu partea masculină extrem de prezentă și în sac. De și stern, și, zici. Da. Și uh, au zis, și men, ok, e super tare, dar ai grijă cum ți-o dozezi, că trebuie să tragem toată piesa. Și noi știam deja că, na, cântam cu el. Și zice, men, dar eu așa cânt. Adică el, el știe să aplice chestia asta foarte corect. Este tehnică, da. Știu este tehnică zic. și e plămân. Mm -hmm. Dacă stai și studiezi conformația domnului Bist, o să vezi că are trapez, trapezul foarte, mă, de mare. Gât, și de gât. Gâtul mai, păi, na, uh -huh. cum e bă, ăsta, Lindemann, știi, de la Ramstein. men, ăla ai fost înotător, frate. Are la top lămână din univers. Adică degeaba îi zici la men, cântă mai încet. Că atât e el, așa scoate aerul, știi? Da, nu știu dacă asta cu, cu, volumul corpului este neapărat un atum. Mă uitam la Dio, care era tot o jumătate de buletin, știi, și ce forță avea. Da, dar vezi forța aia, gândește-te foarte bine dacă vine din captare. Deci el, ok, sună bine, emite bine, dar notele sunt corecte, dar eu zic de volum. Ah, adică să stai înțeles. lângă la când îți cântă la rece. Că foarte mulți, foarte mulți vocali din scena de metal, dacă stai lângă ei când îți cântă grohăielile, abia de emit sunet. Da, 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 fazele de ținut microfonul lipit. Și e o tehnică, că sună într-un anume fel, știi? El abist, la auzi de pe scenă, adică are un volum incredibil. Și, într-adevăr, volumul ăla de aer îți, face, îți aduce și distorsiunea din corzile vocale. Care? Am Ce am mai vers. face Vava? Vava face bine. Uh, e și el prins acum cu finalul de an, cu tot felul de proiecte la MUNX, ca să zic așa. Și, na, to ocazia care zicem la mulți ani mai aia. A, a fost pe 15 ziua ei. Așa. Mulțumesc. Și e bine să mult de tot. E bine. A scris. <laughs> întreb pentru da, că. Sunt, este cartea lui aici. Yes, yes, da. Am da. pus-o la, la promovat. Da. Mulțumim. Am citit-o. Am, N-am terminat-o încă. Dar m-am apucat. Am citit mai mult de jumătate. Am o critică să-i aduc. Mm. Două. Dar o să-i le spun face-to-face. -face. Da, dar mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Da, da, da. A, a, abordarea și mi-a plăcut bănuiesc ce vârsta are o, să o, o, -o arunc un pic așa bănuiesc ce vârstă are și la vârsta aia eram și eu cumva cam în același film. Ulterior lucrurile s-au mai schimbat. Se modifică pe Da, fiecare vârstă și... A, dar asta e mișto pentru că poți să te identifici cu perioada respectivă. Adică cu clicul ăla, știi? Cu trăirea respectivă. Da, good guy. Bă, hai să te mai întreb o chestie. Uh, ai aceste două proiecte muzicale, da? Uh -huh. uh, mie mi-a plăcut o, o, o treabă pe care a spus-o Bowie la un moment dat, că el când scotea câte un disc, uh, voia să aibă, ca discul ăla peste ani, uh -huh. să aibă cumva amprenta acelei perioade, acelui timp. Dacă facem așa un exercițiu de imaginație și ne imaginăm că peste hai să zicem 200 de ani uh -huh intră cineva într-un într-un cum se numesc magazinele astea vechi? Muzeu. Nu, nu, nu muzeu. <laughs> într-un vintage shop. E, da. e, ce? A, au, doamne, ce lapsus am. Anticariat, mulțumesc. Mulțumim Așa colegului. Vârstă, domnul Ovidiu. Cunoașteți, cunoaștem cu toți. Dacă intră un, unul peste 200 de ani anticariat și găsește un disc cu Rodkill Soda. Care crezi că ar fi cel mai bun din toate apărute, până acum cel puțin, care să îi spună ceva despre contextul ăsta, despre perioada asta? Mamă, foarte complicat ceea ce ai spus. Ce întrebare ai pus acum. Eu sunt de părere... Cred că asta m-a ajutat foarte mult de-a lungul carierei mele muzicale să nu mă ancorez în trecut. Adică întotdeauna cel mai. chiar dacă evident, trecutul este parte din ne mine definește, și ne, da. ne definește exact, experiențele mm -hmm. din trecut ne definesc. Mă bazez pe prezent. Și atunci aș spera că am apucat să termin acest tipi pe care vreau să-l scot ca să-l asculte pe el. Altfel. În... Trebuie să fim clari, mie îmi plac la nebunie piesele noastre pentru că motivul de fapt pentru care le compun sau le lucrăm sau le așa sunt ca să-mi scot eu niște trăiri. Da? Și atunci, știi cum e, my favorite music e muzica pe care o cânt eu. Pentru că efectiv înțeleg perfect starea respectivă. Mă ajută foarte mult acum să ascult piese mai vechi. Pentru că exact cum ziceai cu că ai fost la vârsta respectivă sau așa, mi-amintesc punctual de niște experiențe, niște stări și mă liniștesc că am trecut de perioada respectivă. Avem albumul la Space Second Time, care este un acustic și pe care l-am înregistrat într-o cabană. Am mers efectiv un weekend cu Tudor Scânteie, care e... Prieten al formației cunoște, și cunoște. mega muzician mm -hmm. și el a înregistrat, el l-a mixat și a fost foarte naturală toată experiența pentru că el a pus pe lângă microfoanele de la instrumente, a pus niște microfoane pe zonă <laughs> care au înregistrat. La un moment dat o sirenă, la un moment dat cracii lui Solo, câinelui meu, Pugu, care intră în sufrazirea unde am înregistrat, de Aha, știi și cum sunt pe disc. De? Da, exact. E, pe, pentru mine, uite, ăla de exemplu e un album care, wow, mă, mă liniștește foarte, foarte mult, știi? Și so on and so on, Gio Noablu. Adică fiecare album are, mi-e foarte greu, cum ziceai la un dat tu, copiii, știi? Nu pot să zic că îmi place mai mult copilul ăla. Dar cred că cea mai uh, vividă uh, experiență Roadkill Soda este ultima. Și atunci până nu iese... Cea mai recentă. Cea mai recentă, da. Mm -hmm. Și atunci până... Corect. Și atunci până nu iese EP-ul, ar fi Sagrada. Sagrada e un album care uh, îmi place la nebunie. Uh, S-a lucrat mult la el. Am lucrat... Uh, am stat în studio la Artholic, Ștefan Marin. El l-a mixat cu mine și am avut, a făcut greșeala cea mai mare pe care poți să o faci unui muzician țăcănit. Să-i zici, poți să stai cât <laughs> vrei, tu, mamă moment, Și efectiv am stat și am tras ce mi-a trecut prin minte. Unele din ele, evident că n-au ajuns pe album, dar multe din ele au ajuns. De la partida de voci, unde acolo am stat și ne-am jucat pe dublaje, că este vocea principală, dar ai niște dublaje. Da, da, da știu ce zici. Acolo am stat, ne-a ajutat mm. și Andy Horja, care e un vocalist extraordinar de bun și care are și latura asta, cum să zic, pedagogică, da? Și era o piesă la care vroiam eu să fac niște dublaje, el era pe la studio și a intrat în cameră direct cântând armonizarea. Și zic, ua, fix aia vreau să fac. Dar, dacă am, am înțeles și nu să faci, nu ce. Și a fost tare că l-am înregistrat fix pe el. Și a venit, mama, mama, a atras. pe aia s-a dus să-și facă cafea. Există, cred că am zis și mai devreme, există această constantă când te apuci să faci o treabă de care tu ai conștiința că eu chiar o treabă care îți place și din care poate să iasă ceva bun, întotdeauna apar, apar oameni în jurul tău care te ajută cumva să construiești. La, Trebuie să fii însă deschis să permiți. să permiți. Asta, de exemplu, Uh, ceacrele să mai și crapă Nu, dar uite, e o eu acum am început să am uh, marea bucurie să lucrez cu mai multe formații, uh, pentru că pandemia le-a permis să-și înregistreze materiale și un, un ultim produs pe care l-am scos a fost de la o formație care cântă Doom, Church of Cthulhu. Am auzit. Foarte fain, <coughs> foarte fain. Și am tras noi două piese E, una din ele e mai așa, pastiluță, adică e scurtă și mai punk cumva, dar piesa a doua, King of Nowhere, e lungă, are 9 minute o de genul ăsta și am... Ciprian e șeful la formație, ca să zic așa, el compune și așa. Am avut plăcerea să înțeleagă ce înseamnă ideea de producător, și să permită unui terț să vină și să îi aducă adăugiri, să-i mestece ce a gătit el și poate să-i dea în altă repet, formă. Repet, este întotdeauna treabă de încredere și un tip da, de chimie care da, să da, lucreze Dar foarte greu, e foarte greu, e foarte greu și, de exemplu, în scena de underground de la noi nu prea, nu prea a funcționat chestia asta. Hai să zicem că lucrurile se schimbă. Pe mainstream e lege, adică tot ce înseamnă muzică pe care o ascultăm pe radiourile de un anume tip, uh -huh. alea sunt chestii produse. Poate acolo chiar ai un aport foarte mic al muzicianului. Al, uh, nu Mergi pe rețetă, zici tu? sau? Nu neapărat rețetă, dar efectiv piesele alea au un producător care a compus piesa, a făcut versurile, a făcut linia de voce și după aia îți vine divu sau diva. Și îți cântă, ce zice? Mă uitam la un interviu cu Denzel Zappa. Mm -hmm. Mai pe vremuri care arăta două acorduri la chitară și că învățați foarte bine aceste acorduri, dacă învățați aceste două acorduri, știți toată muzica pop de când s-a inventat până în zilele dacă... noastre. deci fiul lui Frank Zappa, pentru cine nu știe, care e un muzician la fel de eclectic ca su, ca acum cântă Zappa place Zappa deja de ceva ani. Practic Taikosu era nebun. Lasă. Era nebun. Mega nebun, dar și mega creativ. Da, da, da. Uh, dar e o fază pe net, dacă aveți chef sau dacă ai chef să cauți, sunt niște gagii care uh, au găsit o progresie de acorduri pe care poți să cânti toate piesele ever scoase. Deci sintetizez totul la acordurile alea și, și poți să master le Master of pop, Absolut tot. Deci au <laughs> eu o variantă în care le cântă. E super fani. Bine, cumva se referă la muzica pop, popular music, știi? Mm. Bine că e pop rock sau pop, whatever. Dar da, na, e... sunt niște rețete destul de bine știute și pe care dacă le aplici, ce vorbeam mai devreme, cumva hai să nu reinventăm roata, dar în același timp să o scoatem prin izba noastră, adică totuși să adaugi ceva, știi, pe ea. Anyway, întorcându-ne la Cthulhu, acolo am putut să produc foarte marfă, mi-a plăcut super mult, mi-a și plăcut piesa mult de tot și am apreciat că o formație de băieți care cântă Dum așa, au acceptat niște chestii uh, mult mai uh, atmosferice, cumva, de la pian, la niște elemente ușor, nu știu, aerisite, care, din punctul meu de vedere, au adăugat la ceea ce înseamnă piesa respectivă. Știi, să, să spunea, au fost voși care au spus, bă, Black Sabbath au inventat rifurile ai omii, da. ce facem noi, ceilalți sunt variați pe temă. Foarte, foarte adevărat. Dar, dar, ce spui tu este foarte important. Întotdeauna a, a giri astea de... de condimentele. De condimentele, exact, condimentele, păi asta fac diferența și fac dintr-un, hai să zicem, produs, da? Nu prea îmi place să vorbesc în termen de produs, când da, e da dar de vezi, muzică, dar în fine. Asta e, uite, aici am mișcat asta sau zis un... și l-am dublat. era de la stomac. <laughs> o formație este un produs. Este foarte important da, să gândești așa. Da, cred că așa. e sănătos să raportezi așa. Pentru că nu din, nu, nu pe logica uh, faptului că vrei să vinzi formația, dar succesul atrage euh nu, atrage de fapt faptul că Nu, dar taxele trebuie să ți le plătești. Dar nu atunci, mă refer la asta, da, dar da. uite, fă bani ca să poți să reinvestești în formație, ca să crești mai mult formația. Adică mi se pare foarte și sunt și tu ai o strategie de marketing pe emisiune. Toată lumea are o strategie, că în lumea în care trăim Mai nu <laughs> da, toată lumea care are un succes are în spate niște principii și niște pași pe care i-a urmat. Și foarte multă muncă, de ce mai mult. Foarte așa. multă muncă. Da, foarte multă practice, muncă. practice, Practice, Și nimeni nu-ți garantează că o să iasă pasența. A, e, și trebuie, asta sunt chestii pe care, uite, de exemplu, pe măsură ce înaintez în vârstă, uh, Men, la urma urmei, dacă tu ai încercat tot ce puteai tu și ai dat tot și nu ai ieșit treaba, aie, măcar ți-ai făcut treaba. În acest manual al întâmplărilor de care vorbești tu, ă, iese altceva câteodată. De nici nu te aștepți cum, da iese. Pum. Da, și ă, cred că e foarte important. Și care îți oferă același tip de satisfacție, dar te scarpi în cap. Frate, n-am muncit la asta, da. I I'm perfectly fine with that. Cum se zice în română. Deci, da. Da, funny. Atât timp cât, de fapt, cel mai important, atât timp cât se întâmplă ceva, cred că de fapt cel mai nasol lucru pentru un artist este să nu se întâmple nimic, să n-ai niciun fel de uh, feedback. La fel și pe scenă, la fel și cu ce faci, ce produci, ce scoți, ce nu știu ce. Dacă n-ai niciun fel de feedback, efectiv a fost degeaba, complet. Inclusiv dacă lumea ți reacționează negativ, ai tre trezit ceva în ei. Bine, asta e altă discuție și e foarte greu de... Pentru mine, în continuare, mi se pare super greu să uh, fiu martor, dar nu la critică. Critica e pozitivă, că te ajută efectiv la bulibășală negativă, încă mă, mă defazează, dar măcar e o reacție. Băi, odată, dacă nu ai reacții negative, se presupune că nu-ți faci bine treaba. Da, știu poveștile astea, dar le-am să, să Trebuie să-ți mai spun o chestie. În momentul în care uh, ai reacții negative, cred că este foarte important să nu le dai foarte multă atenție și să cer să le eviți pe, pe, pe cât se poate. Să-ți explic de ce. Îți rămân undeva în cap. Știu. Și la un moment dat, Dumnezeu știe cum și ce se întâmplă, poți deveni o mică obsesie. Și atunci, cel mai sănătos lucru este să voi acolo că eu îmi fac treaba aici, if you like it, great, if you don't, fuck you. Dar poți? Da, am, după vârstă, știi, dezvolt skill -uri. Observ, observ, mm -hmm. sunt de acord cu tine mm -hmm. pentru că și eu observ o oarecare relaxare care a venit cu vârsta, adică îmi țin minte Mihnea la 20, 20 de ani când cântam în luna amară și cât de înverșunat eram pe anumite chestii și acum mă lasă total rece. Nu mă refer... Deci, cu muzica sunt în continuare înversionat. Dar mă refer la interacțiuni dintre formație și public. Da, da, în da, formație, știu. whatever. Acum, binder, there, done that, super, hai, mai departe. Și deja parcă le și văd. Știi? Adică urmează, nu știu, o cântare, urmează o întâlnire cu cineva din industrie și mh, pariez că o să se întâmple chestia aia. Just wait for it, știi? Da, da, da unele sunt atât de previzibile. Da. Um. Hai să-ți uh, încă două întrebări mai am. Una, se spune în această lume a ar artiștilor că atunci când se umplu de bani peste noapte uh, 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 și nu mai ai grija zilei de mâine, uh -huh. uh, treaba asta cam omoară și talentul. Dacă ai face un milion de euro după următorul album Rodkill Soda cu cântări cu tot, da? Da. Uh, Dă da să răspund eu. Te rog. <laughs> Ți-ar ți omorâ buzdâcul ăsta? Dacă aș face un milion de euro, l-aș împărți, evident, la... Uh... A, n-ai pornit bine. Te mai întreb o dată. <laughs> uh, da, asta e asta e cumva... Iară ne aliem pe aceeași... Mamă, și e tare că tura asta, nici măcar n-am discutat înainte ce urmează să discutăm. Eu uh, am sunt întotdeauna, uh, din punctul meu de vedere, oricât ai câștiga, că e un euro sau că e un milion de euro sau că e whatever, mi se pare că trebuie împărțit în gașcă, da? Gen gașca care la noi deja a ajuns să fie foarte mare, dar e mare. Așa, pentru că să zicem că suntem șapte, da? Și împarți un milion de euro la șapte oameni versus păstrat un milion de euro, da? Doar tu. Dacă îmi vin... Cât de ar veni? 150.000 de euro din, din neașteptat sau 100, sau un milion, pe tot aia e plus. Dar în felul ăsta toată lumea este uh, mulțumită că a, a primit egal ceva. Pentru că fiecare, indiferent de ce face, are o parte egală în succesul produsului. Da? Uh, doi la mână, în cazul meu, Unora le fură mințile. Asta vreau În cazul zic. meu, ca noi toți, muncesc de-mi sar capacele. Deci munces de-mi sar capacele și în ultima perioadă am așa o senzație că uh, existența mea de zi cu zi a fost acaparată de fuga după venit, care doar trebuie să susțină mersul de zi cu zi. Adică... That's man stuff, ne responsabilități. Acum... Da, nu, nu zic deloc că yeah. nu e... Pentru că eu sunt de părere... Cred că ne și menține într-un soi de tonus bun. Foarte. Și sunt de părere că... Ok, câte joburi ai? Trei. Perfect. Îți mai trebuie bani? Ia-l și pe al Aie. Înainte, da. da știi Deci n-am așa... Uh, faptul că aș... Că, cred că pe mine m-ar potența mult mai mult să știu că... Uh, partea financiară nu mai este un stres. Dar, la cât de țăcăniți sunt partea financiară venit așa din neant, aș reinvesti o tot în chestia asta. Adică, ce ziceam mai devreme, nu vreau banii aia să mă duc în concediu. N-am mai avut concediu de patru ani. Da? Pentru că fac doar asta, muzica. Să zicem, la colegii mei poate există declicul ăla. Știi ce ziceam mai devreme cu muzician versus... Da? Poate există declicul ăla. Bă, eu acum mă duc în concediu. Nu. Eu dacă acum nu fac nimic, mă apuc să compun oricum exersez în fiecare zi. Asta e, asta îmi place. Adică asta mă, dacă am perioade, am avut, de exemplu, perioade în care n-am cântat 5 zile. M-am simțit execrabil și după aia când iau instrumentul mi se pare că nu mai mi iese nimic. Ai o inerție mâinii după 5 zile de stat? Nu, e doar la cap. toate, toate chestiile sunt fix la cap, știi? În cazul meu, dar cred că în cazul multora. E cum te setezi, știi? Cred că o microfonul ăla. Ai văzut bine. că am mai dat în el, dai, da? Dai, fără Păi din cauza că nu e ăla pe care l-am văzut cu auriu. Așa. Ăla uh... nu se aude atât de bine ca astea. Se Asta aude de extraordinar de bine, astea. dar știu la ce te referi. E vorba de diafragmă. Ok, nu pe vocea mai extraordinară. <laughs> am înțeles. Uh... Da, nu cred că... Și după vârstă ai probleme <laughs> cu diafragma <laughs> cu cum e, cu pipota. Uh, N-aș... Uh... Nu cred că m-ar influența într-un mod negativ un venit neașteptat. da? Mm -hmm. Dar în același timp. de unde Nu se duce ca la mega de 300 de dolari pe, de, pe, pe zi pe droguri. <laughs> da, uh, în același. Să <laughs> uh, în același timp, nu știu dacă niciunul din noi nu putem ști cum ai reacționa la, poți doar să proiectezi mm -hmm. sau să speri. Sper că nu m-ar influența. Oricum, tot asta aș face pentru că asta fac de foarte mulți ani. Deci eu, eu cam de 20 de ani numai asta fac. M muzică. Cu o, o formație sau alta, dar doar asta, știi? Pentru că mă împlinește și pentru că mă identific cu chestia asta. Adică la mine este destul de pregnantă treaba asta. Mă identific cu noțiunea de muzician, cu ce presupune asta. Te-ai trezit, cânti, înregistrezi, filmezi, predai, tot ce înseamnă chestia asta. Și întotdeauna am reușit să mă descurc cumva pe finanțe cu chestii conexe, chestii da, astea. Adică n-am nicio problemă cu alte alegeri și poate era mai inteligent să nu leg totul de partea muzicală, pentru că, de exemplu, când vine o pandemie și pică toată industria, toate părțile mele conexe au de suferit. Dacă eu eram un livrator de mâncare în spate, Perioada asta puteam să beneficiez după urma ei, știi? Adică nu le-am gândit așa, pentru că le fac cumva cum le simt. So, să vină milionul ăla de euro, o să-l împart la băieți, îmi iau și eu partea mea. Mă suni. Da. <laughs> uh, și hai să spun întrebarea aia. Era celebr prin anii 90. Vine uh, 2022. Ce planuri de viitor se arată? Adică, hai, acum vorbim punctual. Vreau să știu când apar măcar cu aproximație, cele două discuri, și dacă sunt deja cântări anunțate. Um, păi, um, vor apărea în prima parte, stai, cum sunt alea cu uh, uh, ternar, știi, au quarter, au denumirile alea în prima uh, teorie. În Trim, primul trimestru. Da, 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 bravo, exact. Da, în primul trimestru al lui 2022 vor apărea aceste, uh, aceste releasuri. Um... Roadkill Soda și King Salmon. Da. M Până în martie cel, cel, mai... Ne, stai, ăla e primul trimestru? Ăla e primul semestru, tinere. nu, trimestru înseamnă trei luni. Nu, trimestru înseamnă... Cum mă, trei luni? Anul se împarte la trei trimestre. nu e așa? Serios? Păi și semestru ce e? Șase luni. Aoleu! Păi și atunci cincinal, a patru luni... Cincinalul în patru luni și jumătate. Mulțumesc. Atunci în cincinal... Iertați-mă, vezi? Chestii pe care nu le știu, dar le învăț. Astăzi voi folosi numai asta, aș dori și eu un trimestru de pâine. Uh, da, cincinal. Deci, uh, du e cam până în mai să se întâmple uh -huh. treaba. Uh, la RKS mai e de muncă, pe partea asta. La King Solomon cam e gata. Ideea e că noi acum urmează să trimitem. Asta ne-am impus ca țel, Să trimitem la absolut la toate publicațiile pe care le cunoaștem de pe mapa mondul ăsta și să vedem ce se răspunde având în vedere că se va da un termen destul de generos de lansare, adică va fi o perioadă de 5 luni, 6 luni, până când trebuie să iasă, au timp să-și facă uh, virgulă calculele. Da? Că, de exemplu, dacă sună acum la, un, la o casă de discuri și zici Hei, vreau să scot un vinil la voi în două luni. Am pățit-o, efectiv, au vrut... Dar au zis, men, avem totul planificat următoarele șase luni. Fix la, mi se pare că la primul King Solomon. Uh, și nu. Nu ești în buget. Nu, nu ești, Exact, nu uh -huh. ești în buget. Și atunci vrem să oferim perioada aia de funcționare și să, să trimitem. Pentru că mi-aș dori foarte mult albumul ăsta nou de la King Solomon, unde începusem început în povestea. Se numește Heights, pentru că a intrat într-un sat care se numește Vârfuri. Un fan de-al nostru ne-a dat casa lui de la Străbunica, să putem să stăm acolo o săptămână și să înregistrăm acolo. Ceea ce am și făcut. Și are o, e o trăire totală. A fost înregistrat numai noaptea, era super tare că veneau... Era Dar nu trebuie să ai și o acustică specială, totuși, de, un studio mai ai de niște... casă de... Bă, bă păi asta zis. Erau, bă. Nu într-un studiu mai într ai niște vată de sticlă, cartoane de ouă, la acolo nu știu dacă. Păi nu mai în felul următor. Într-un studio ai uh, acustica controlată, da? Dar dacă te gândești la Led zeppelin care au tras tobele la nu mai știu care în albume pe, pe hol, hall, pentru că vreau fix stai reverberația, cu... da? Noi cumva ne-am. Da, e pe experimentat. Da, da. Da, da, Și bine, stai liniștit, că și la noi era antifonat. Am luat toate saltelele din casa respectivă și le-am pus pe... <laughs> pe geamuri. Cântări? Da dar știm? nu știm. Nu. Nu este știm. totul incert. De fapt, este o cântare, sau nu, sunt mai multe cântări, dar știu sigur că este o discuție pentru o cântare fixă în ianuarie, de lansare fizică a. fizică e mult spus pentru că nu dai nimic publicului, de lansare a clipului într-un club pe care noi îl iubim foarte mult, în expirat. Uh, problema e cu stabilitul deja, e că nimeni nu se mai bagă să stabilești nimic. Pentru că nu poți să știi ce val mai vine peste noi, ce da, asta ordonanțe. Văd și... că s-au anunțat concerte mari, de -aia tot întrebam. Avem Maiden, avem... Uh, da, dar sunt știu. în vară. Când în vară, evident, economia trebuie să crească, deci o să fie mare relaxare. Și atunci nu poți face mare relaxare doar la mare, unde stă lumea cu burta la soare, trebuie să o faci peste tot. Deci lumea poate stă cu burta și la Maiden. Practic. Da, vedem ce o să se întâmple. Păi, foarte mulțumesc că ai venit. Totdeauna este o reală plăcere și aștept, eu aștept vinilurile, că sunt colecționar și, și ne mai împrind de nimeni. V am pupat. Hai, papa. pa. pa. La mulți ani.